am ceva și pentru dumneavoastră. Da. Vă cheamă Silviu? Mai aveți și alt nume? Ovidiu? Trebuia să da. știi asta. Ovidiu, da? Asta e pentru tine. Asta e ratul, nu? Da, dar mă rog. Dacă n-am avut nici Silviu, nici Salut, prieteni! O nouă întâlnire cu Bumărul și Milenialul, Silviu Pet cu Bumărul și, bineînțeles, Alex Zob este Milenialul. Discutăm, ca de obicei, cu invitații noștri despre generații, despre cum vorbesc ei cu ceilalți mai în vârstă sau mai tineri decât ei. Și astăzi, printr-o nu știu, am fost puțin tulburați la minte și am zis, domnule, luăm și pe cineva dintr-o zonă în care nu a mai fost niciodată. Nu știm cum îl cheamă, nu știm. bă, pur și simplu, vedem un tip care a dat buzna cu 30 de papornice. Vă rog, uitați-l la el. Nu spunem numele, deocamdată, ca să vedem. Nu, așa ne-ai să nu spunem numele. Bună ziua! Bună, Bună ziua. ziua! Asta a fost foarte reușită. Mulțumesc! Îmi cer scuze! Am zis să stau cu mască, să nu mă recunoască lumea, și este un concurs la finalul momentului. Când cine m-a recunoscut o să primească o invitație la teatru, la teatru dramaturgilor să vadă spectacolul magic, tot sunt. A, firă. Deci mai zi o dată asta cu final. Nu mai are rost că. Ai zis teatru dramaturgilor? dramaturgilor la spectacolul magic, tot sunt eu și probabil că și-au dat seama că despre mine este vorba. Da, da, da. Ce Are ceva, o Am. Are o de am, a de apăsat. Da, exact. A, aia. Da, da, da. Și apăs pe ea și se O de... da, exact. spune. Și la spectacole spun copiilor, pot să vă fac să râdeți în două secunde. Și zic, ia să vedem și fac așa. Și copiii încep să râdă. Că... <g shell> îi se pare interesant. Cum deci nu noi nu mai suntem copii. De da. <g four> <g affecting> <g începe gân> ce eu am râs? Exact. Eram într-un turneu foarte lung în Statele Unite și uh, s-a stricat mașina. Gen plictisitor, lung sau nu, era plictisitor de deloc, era doar lung ca timp. După vreo lună în jumate am ajuns în, în Louisiana, undeva în niște mlaștini și s-a stricat motorul la mașină. Și normal că la primul service am tras noroc că era un fel de mol acolo și am stat vreo 11 ore până să repare mașina și asta a fost jucăria pe care am găsit-o acolo. Am râs de ne-am spart tot grupul diverte, s-a distrat fantastic. Am vorbit acasă, am dădeam telefon și puneam aceste sunete. Deci a fost minunat. E, știau toți din Louisiana, treceau pe acolo, bă, sunt 12 nebuni care se râd cu de o o farmă și de asta. În fine, mă scuzați că am intervenit. Deci este no. vorba despre Marius Răguș, yeah! uh, supranumit și Magi tot de unul din discipolii săi, da, exact. de la așa. o clasă de... La complexul de... De reut, unde sunt profesor de 11 ani, de 12 Un copil, ani. nu ți-a zis așa Da, mi-a mi zis Magi tot, a zis că tot ce fac eu e magie și de atunci... Uh, dar n-ai putut să-l convingi că nu? Nu, pentru el chiar făcea magie. Bravo ție, bravo. Și încă 2-3. Și a rămas magit tot de atunci, din, cred că de prin 2014 ceva de genul ăsta, sau 2015, mi se zice magic tot. Nimeni nu știe, merge, merge la emisiuni de nu știu cât timp și... Voi știți cum mă cheamă pe mine? Mă no, rog, le zice în caz că cineva la un moment dat, dar în nimeni, toată lumea ce magit tot, ceea ce Adică mi se pare ok așa să... Corect la devenit renume da, 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 nu da, Trebuie da? să știe că mă cheamă Marius Drăguș, că stau... Nu contează unde stau. Ba trebuie să ne spui unde stai, că trebuie să-ți ducem lucrurile acasă. Nu, dar vreau să le spun celor care se uită la noi că astea sunt lucrurile mele și nu vreau să le las pe aici pentru că este chiar dacă e o zonă centrală, știți cum e adică se fură de sub nasul tău și le-am luat să, na, că sunt lucrurile mele și de aici plec în altă parte cu motocicleta și nu mi se pare nimic. Eu eram, când eram la țară la bunica mea în județul Ialomița, tot timpul veneau căruțe acoperite care vindeau var și aveau înăuntru toate hainele și toate papuri, deci mergeau cu bagajele după ei. Ceea așa că am rămas cu chestia asta, pe unde merg le țin lângă mine și la spectacol. Cu și... Noi, noi, am zis, să știți, noi am zis lui Marius, pardon, magi tot că strică cadrul și e cam de căcat să stea acolo lângă el, dar n-ai cum. Adică ne cu artiști... pregătește el, Silviu, sigur ne pregătește el niște lucruri și înainte... dar nu este o rușine că toată a... lumea are gența acasă. tot. Toți ști. Pii, da, da, dar eu nu merg cu... De... Adică eu am venit cu geanta, dar mi-o las mai încolo sau... Ei, na. Eu, dumneavoastră, vi-o lăsați când vreți. Eu dumneavoastră, am lăsat dumneavoastră. Lasă, lasă să se întâmple lucrurile. Da, Cine știe ce o să se întâmple. am învățat, ai mei cu să vorbesc cu respect Corect, uh, mulțumesc. cu cei mai în vârstă și de atunci vorbesc cu respect, nu? <laughs> cu bumări, cu, cu Așa trebuie Da, să... da, da, chiar asta e, mi se pare că nu prea mai există. Uh, deși respectul nu stă în faptul că vă zic dumneavoastră că poți să pleci pe aia să vă vorbesc de rău sau... Dar uh, am făcut teatru la casa studenților, la preoteasa vreo 2 ani de zile, eram în Studio 24 și profesorul meu, regizorul Mihai Serghei Todor, Uh, atunci îi ziceam domnul Mihai, evident, că aveam 17 ani, 16 ani și după am crescut, am terminat, ne-am reîntâlnit, am mai venit la niște festivaluri medievale și se rugam continuu să-i zic uh, Mișu, că îi se spune Mișu, toată lumea este Mișu și -am, nu pot să trec peste acest, uh... domnul Mihai, îmi pare rău, n-am ce să fac. Dar nu spui Mihai ce faci? Uh, nu, nu, cred că, uh, nu aș știu cum i-am zis. Nu, 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 nu. nu. Uh, lui Claudiu Brăun să-i zic Claudiu, că m-a rugat, nu știu de ce la el am putut să-i spun, lui am putut să-i spun Claudiu, domnului Marius Bodochi n-am putut să-i zic Marius. Marius, da, sau Bodo că Bodo, pe care îl cu Bodo de la Proconsul, dar altfel îi zic <laughs> că, și îi zic, îi zic domnul Bodochii ce îmi spune să nu mai zic mă rog, are un, are uh, niște expresii pe care le folosește foarte comic Tu, tu o să pleci uh, acum la Ia și te-am întrebat de bere dacă nu vrei să da, bea o bere întrebat cu noi și nu ai zis, o, zis că nu, nu. o A să bem noi am să bea o bere cu tot da. respectul, dar uh, Uh, nu poți să când da, te pe motor, aș fi vrut să beau o bere cu tot respectul, dar tu nu bei o bere de plăcere, tu bei din respect. Păi de plăcere, dar acum beam pe, cu voi aici, aș nici ce că mai am ocazia să beau cu Alex, că e foarte ocupat și Da, asta mi se pare, <coughs> viu, mai zic. Da, mă uitam la când eram, asta e una dintre uh, plăcerile acestui, acestei meserii, să zic, acestei pasiuni pe care o am și pentru care am dat la teatru, e faptul că am uh, ocazia să cunosc oameni la care mă uitam când eram mic la televizor și mă uitam uh, de nu știu câte ori, la grupul Diverti și mă uitam și mă întrebam, zic, bă, cum face frate bețivul ăla? N-are cum? Cum poate să facă personajul? Și încercam să faci nu, n-are, nu mie iese, nu-mi iese și era Dar mă mă cum ați Erați, se pare că sunteți și mai tare grup de umor din România. Bun, hai să bem Mulțumesc. în chestia... Bă, mi-a plăcut da, foarte vezi, mult ce ai zis. Așa, noi ne apucăm de chestia asta pentru Avem, că... Trebuie să spun chestia asta. Avem, în sfârșit, am primit și noi niște lucruri gratis, ceea ce tot, tot speram să se întâmple de când am început. Nu deci, trebuie să da? credeți, dragi privitori, toate rugămințele noastre da. și toate poturile pe care le-am făcut da. timp de 3-4 luni în emisiune au dat roade. Am primit de la prietenul și de la Olovina. Este o bere artizanală cinstită, făcută aici în voluntari în București. Oamenii ne-au trimis o ladă de bere. Vă mulțumim mult de tot. Îi puteți găsi peste tot, prin toate supermarketurile. Au și un site. Mulțumim mult de tot. 5,5% alcool, 330 de mililitri, Olovina uh -huh. Pale Ale. Mulți ani. Domnule Magitor, tot că... să vă Cis. spun că m-am uitat tu la apă, alte. să știi. Acolo știu, acolo poți știu, să în dar nu știu dacă apa pe care o am eu e sponsorul acestui podcast, așa că nu e. O, -o, o să o să o să beau așa. Dacă aveți o pungă de hârtie, dacă aveți o pungă de hârtie, să pun în pungă să beau așa, Asta voiam să vă întreb, ce se întâmplă, că am mai văzut și alte podcasturi și acolo avem sunt mâncăruri pe masă, mezele. Da, mă, mă, aici e pe sărăcie. Am înțeles. Aici suntem cum? Aici oamenii ne au spus nou. să vin la podcast. Când mi-a zis să vin la podcast, am zis, nu mănânc nimic, da, mănânc da, da, acolo. Da, am da, văzut da, la alții platouri, între ce Cum a zis un, uh, un domn la un moment dat, ai greșit podcastul, băiatul meu. Mă rog, el a, el a zis să ai greșit buzunarul, da, ai greșit buzunaru, meu, 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 noi zicem mai și... greșit pot. Ăsta nu este un podcast unde să mănânci, să bei, să... Am a mai fost un coleg de-ai noștri la un moment dat, pe numele lui de Alint, Alex Bogdan, și săracul la fel a venit mort, mort de foame și de a, a plecat zis, mort da. de foame. Tot zicea, bă, dar e drum, e drum. nu mă duc departe, știi? Da. Adică nu mă duc, mă rog, nu mă 400 de kilometri până la nu-i ca și cum te-ai duce fantastic de departe. Oricum o să faci vreo 5 ore jumate pe motor. Nu, dacă... pe o să fac mai... nu, 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 stai puțin, că nu e chiar așa. De, de ce? În primul rând nu este motor de viteză și chiar dacă ar fi motor de viteză, tot nu aș merge cu motor de viteză, este un chopper cu care nu poți să mergi mai mult de, cu o viteză mai mare de 100-110 pentru că te bate vântul și... Caz cu el. Nu caz cu el, dar te obosește după oră, două, că dacă te bate vântul trebuie să ții contră, așa că... O să merg probabil cu 80-90, deci probabil da. o să fac vreo 7 ore de asta e și frumos, de asta merg cu chopper pentru că nu mi se pare nimic periculos, sunt foarte mulți care zic că e periculos cu motorul, dar nu. Chiar am avut și accident cu motorul și tot nu mi se pare periculos, dar o să merg încet. Pentru că totuși suntem în România și vreau să vreau să-i spun domnului primar Nicu Șordan că am atins punctajul maxim, am reușit cu mașina pe care o am să iau toate gropile din București și aștept o diplomă din partea dumnealui. Chiar am și filmarea, efectiv am luat, nu există groapă în București pe care eu să nu o fi luat groapă ai sau Ai un canal. marker, ai un marker al am o, am o hartă a Bucureștiului și semn, uh, fac un semn. Și efectiv am luat toate gropile din București. Adică este ceva. Și... Da, Mergi și mult sunt mă mândru că dacă... de mine, chiar sunt mândru. Pentru da, că dacă azi... ai merge cu tramvaiul, n-ar avea gropi, deci... Știu. Și de asemenea vreau să. Pot să mai spun ceva, tot firma lui Nicoșordani. Da, 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 da. Vreau să-l felicit pentru că a conservat. Uh, este, in, deci nu știu dacă știți este conservată perfect intersecția de la foișorul de foc, da, da este da. monument istoric, așa -i. și adică mi se pare, și este un respect și al șoferilor, pentru că toți merg foarte încet când intri în intersecția da, da, aia este, clar. mai este de la Coposul spre Călăraș, Călea care și ea este monument istoric și este păstrată intact și mai sunt câteva străzi în București unde am înțeles că, adică poți să mergi ca turist să faci poze pentru că arată străzile ceva, adică da, nu Și mă bucur noi, pentru, da. că, na, pentru că încă se păstrează da. eu cu local istoric, Exact, da, 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 este ceva absolut senzațional. Micul Paris se întoarce. Da, 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 da. Chiar chiar felicitări pentru că alții n-au reușit, adică se păstrează această tradiție. Da, fac asfalt, Pun foarte mulți. în occident cel puțin am văzut cu asfaltări masive nu, și a, pentru a, toată, niște cretine adică sunt, mi se, amest, se de, de exemplu am fost cu motorul până în Olanda odată și după anul trecut am fost în Spania și Franța și, uh, efectiv, era să fac accident pentru că, da, chiar era să fac pentru că mă lua somnul pe motor că n-aveam ce să o colesc adică da, era da, drumul da, drept da. Înțeleg, că le Și -a, și, și zic, deci ei nu au grijă de proprii lor cetățeni. Da, adică trebuie să te țină treaz știi, da. da, da. Chestia aia Pe cuvântul meu, îmi doresc foarte tare, deci mi-ar plăcea să, iau, să l iau pe primarul București sau cine au fi și să-l prim și să prin da, București da. cu viteza de 50 de km la oră, exact cât ai cu motocicleta. Nu cu mașina, pentru că în mașină se simte mai rău. În <laughs> mașină se simte pentru că sunt pas, sunt două așa. Se simte motociclete da. se simte mai dar efectiv, adică sunt și avem, de exemplu, la Unirii, când vii de la Unirii spre Mărășești, există și rampă de lansare, dacă vii cu viteză, chiar poți să te ridici un pic, că, mi se pare. Deci se e foarte frumos. E, da, chiar e, este e, frumos. Așa. La fratele meu, Spania, el stă în Maior, ca nu există și -a, ceva. Așa. Mergi din eu pictisel și voi frate, ce asta? Știu, 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 știu. Da, Hai totuși să-l părăsim, da, să părăsim. pe, hai să-l părăsim. Nicu să L-au tot părăsit tot felul. Eu sunt foarte curios, tu ești născut în 1985, la fel ca mine. Da, pe 1 septembrie. Pe septembrie. 19. Foarte frumoasă, 2019. data este minunată. Un an, Știu, un an păi an pe mine bun. Începe toamna, vă deprim pe toți. Dar vezi că el zice da. și el râde păi singur da, la la asta. E așa învăța, nu? E așa îi se pare lui că e glumeț. Da, eu păi sunt foarte curios cu ce am, am fost învățat da, să nu, fac ce-mi place. Că, știi, că eu nu mai zic nimic, a zis păi nu, dacă m-ați imitat pe... Am fost învățat să fac ce-mi place și publicul să se ia după mine. Și atunci eu fac glumele, eu râd. De, De multe ori fac spectacole singuri, nici mai chem public. De multe ori n-am public și fac spectacole singuri. Și trecem. tu îți plătești singur biletele? Eu plătesc, uh, nu, de exemplu dacă o sală are 100 de locuri și eu iau un orariu pentru 30 de locuri, le plătesc doar pe la 30, nu plătesc toată sala. Am adică înțeles. Ca să facem... Marius, eu cred că tu ai emoții da. de -aia cred că vorbești în continuu. Nu, dar m-am chemat și vreau da. să vorbesc, nu? Adică din... mă chemați la podcastul vostru și vorbiți tot voi. Eu, corect. Nu, eu doar atâta vreau să întreb. Ce, aminti ce In amintire așa. ai? Sunt foarte curios. Din Ferentari, uh, respectiv Rahova, deci din primii din primii tăi ani de viață, deci anii 80-90, ce Acum, tiri, deci m-am născut în 85 până la, 6 șase ani și chestia asta chiar o spun. Am un număr de magie în, în spectacol, fac un, un, fel de alba neagră, se numește Chop Cap. Și când fac acest alba neagră, exact așa îl încep. Zic, vreau să, vreau să, vă, vreau să vă arăt un număr de magie care mie mi-a marcat copilăria. Eu am stat până la șase ani Frentard, după care părinții au vrut să ne oferă o viață mai bună și ne-am mutat în Rahova până la 24. Chiar așa zic, Și unii oameni, nu știu dacă ei cred că eu glume, dar eu chiar zic adevărul Scuza și chiar mă, adevăr, da, Nu, 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 eu okay, e bună, ce ori bună. Că e și curus? Da, da, și după aia scot din geantă, scot uh, ceșcuța și zis, aud o grămadă care zic, alba neagră, da, exact. Și Până la șase ani am stat în niște blocuri din astea de nefamiliști, erau niște blocuri cu garsuri de garsoniere. Un, un fel de, știu că la un moment dat au făcut, au ei mei o cameră în apartamentul ăla, ca să avem două camere. Nici mi zis mai că Ce mai țin minte? Țin minte mirosul de pe palier, cum urcai, cred că stai la etajul 2 sau 3. Așa, țin minte... Era mizerie, normal, pentru, în toată zona aia și am, am fost fost curând cu maica mai pe acolo și am avut un șoc și am zis mamă nu pot să cred, adică zic, era curat. ce s-ar fi? Nu, arăta la fel, doar că era făcut asfaltul. Uh, am zis ce s-ar fi întâmplat dacă și fi rămas aici, ce s-ar fi ales de, de mine, de frate, miu, de, de toată viața mea, sigur nu mai aici. Nu am era invitat aici, aici cred. sigur. Uh, nu cred că terminam liceul dacă rămâneam acolo, din păcate. E oribil, adică sunt aceleași blocuri, totul e la fel, doar că este asfaltul făcut. Țin minte că aveam o vecină, îi spuneam Mamaia, uh, care avea grijă de mine, m-a iubit foarte mult și uh, era o femeie mai uh, uh, voluptoasă, așa. Uh, și mai că mi-a spune că mă lăsa să mă joc uh, cu țele dumneai, când, uh, <laughs> când eram. Uh, <laughs> da, <las. laughs> La, deci până la șase ani zicea că puteam să fac chestia asta, așa. Fără să fii cumva bănuit de ceva. Nu, 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 dar nu, nu mai țin minte ce făceam, mă, mă jucam cu țelegi, fiind în vârstă, probabil că ieșeam cu el afară, cine știe, mă rog, nu mai fă, așa <cute> și... Nu, 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 că am o poză, vorbesc, Oh. Oh, așa, da. Cum te cheamă? Anca. Așa. Uh, și ce mi-am aduc aminte? Mai mi-am aduc aminte, uh, am această, că uh, din ce țin eu aminte, venea înghețata pe strada noastră. Și asta e în mintea mea. Nu Mașina știu dacă... de înghețată. Da, asta, nu știu dacă uh, am m-a marcat vreun film sau ceva, dar eu țin minte că pe strada aia țin minte cum avea niște butoaie din alea, cum sunt astea de lapte la stână. Exact. Și scotea din alea înghețată. Asta așa țin minte, nu știu dacă așa era, dar nu da, așa era că acum deci, să mă... că stau să mă gândesc că n-am na, prins și o perioada aia bine de tot, dar eu mașină de înghețată ca în filme n-am văzut. Și așa când a început veneau înghețată, veneau Venea... un tip cu un căruț a, cu, poate... cu niște butoaie. A, deci chiar da. De exact eu țin a -a minte sara. doar butoiul și cum a mâna da, exact, și a luat, exact. Exact. Și ce culoare era? Cred că era galben Gheța ta, că era vanilie. Uh, Puff, mă gândesc. Eu era colorată, galben, A, roz era, și... Era un blând. galben spre alb, așa, nu era adică nu era galben, cum, e, cum aveți aici uh, aceste două banane. Era un galben mai deschis la culoare. A, așa, și după aia ne-am mutat în Rahova, unde stăteam în Rahova, la trafic greu cu, cu, cu uh -huh. progresul. Nu e chiar Rahova, deși era... În 91 ne-am mutat acolo într-un bloc care nu era gata, n am mai mutat și încet, încet a fost gata blocul, că tot construiau ai mei la el și după aia aveam în fața blocului, aveam un maidan unde vecinii ne-au făcut teren de fotbal. A fost, frumos. Un, a fost foarte frumoasă atmosfera, a fost frumos, în primul rând îți erau patru scări patru scări așa afară, și erau peste tot, pesto, teren. da, exact, pe erau foarte mulți copii. Mamă, ce chiar era că era acolo. Da, era senzațional. Campionate de fotbal între scări, era, nu, nu prea erau scandaluri, adică eu nu țin minte să ne fi bătut între noi așa, să ne certăm veneau alții din alte zone și se băteau acolo erau era, loc liber, da, era loc liber pentru că aveam așa de de progresului, se intersectau adică dacă te duceai în Ghencea la fotbal, treceai pe la progresului rapidiștii când mergeau pe julești treceau acolo cei de la fece național care jucau la renele, treceau pe acolo și de multe ori erau bătăi acolo fix în intersecția aia. a fost o dată un meci veneam de la fece național cu rapid Aveam o, aveam o pălărie, aveam o pălărie de aia doar cu cozoroc, așa se prindea la cap, cu fece național. S-au urcat niște rapidiști în tren, au început să-i bată pe toți care aveau pălării șepginale. Eu am băgat-o de pe i am văzut pe aia că se urcați, mamă, mă călcau în picioare. Se urcau pur și simplu și bătau asta se întâmplau acolo, în, 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 în acea intersecție. Dar altfel, cu cei din bloc nu prea au fost scandalul și asta vreau să spun. Era situația financiară a întregului bloc, era cam la fel. Adică nu erau copii care își permiteau lucruri și alții care nu își permiteau. Și atunci, crescând la fel, nu... Era un soi de working class. Da, exact. Nu era Toată lumea avea cam același geloș. Buget, Mamă, uite ce are ăla. Când aveam eu minge, se juca tot blocul cu mingea mea. Când avea altul minge, Cine avea minge era băgat în seamă, după aia nu mai avea minge, da, nu mai era, băgat. Era, era așa, cel mai cine, mai avea, exact. cine avea minge, ăla era capitan de echipă e, și, și făcea echipa. Și făcea echipa. No, no, no. Era noroc dacă Grasul te stătea în poartă tot timpul, ăla Eu, care nu, era nu, grasul. <laughs> nici n-am avut, avut graș. eram toți și destul de fit la blog, așa, arătam bine, Păi ne jucam toată ziua, așa, aveam, asta, și aveam, ne-au făcut vecinii porți cu teren de fotbal. Da, porți, porți, de la de handball, Au sudat, a fost foarte tare... Uh, Ce mișto! Uh, Ne-au făcut, ne făcut porți uh, și când am crescut, așa, fie, aveam porți și aveam și uh, un fel de teren de tenis. Cineva pusese o bară acolo și puteai să joci tenis cu racheta, tenis de câmp. Băi, și când am crescut, uh, ne-am făcut mari și, într-un fel, n-am mai ieșit la bloc. A apărut și chestia aia cu centrele de colectare fier. Adi, au dispărut și porțile. Da. Dar au dispărut într-un fel parcă... A, parcă au zis ele, bă, ăștia au crescut, nu mai ies la bloc, nu mai are rost să mai. singure. Ah, toți copiii, practic, erați cam de o vârstă, înseamnă familiile erau ca, cam de da, un Da, lat, da, așa. da, aproximativ, toți eram cam de o vârstă și, la un moment dat, e o chestie, am ieșit toți la bloc, am ieșit toți afară și nu ne-am dat seama că e ultima oră, când ieșim, știi? Și așa s-a întâmplat și atunci, au dispărut și porția, a dispărut tot și a rămas doar Maidanul care încet, încet... S acum nu s-a construit un bloc Și acum au făcut un parculeț acolo. Aha. Peste drum de acest maidan aveam Circul Foamei. Era un circ al Foamei uh -huh. acolo unde unde nimeni de la bloc nu a avut vreodată curiozitatea să intre. Adică nu eram... Nu, fă, nu pot să zic că făceam făceam tâmpenii, dar parcă le făceam acolo, în fața blocului. Parcă știam că nu avem voie să plecăm Traversați mai departe. Bulevare. Da, da, da. Și era blocul în care stăm era la era fiza bulevard la calea progresului unde erau două linii de tramvai, erau mașini dar niciodată nu au fost accidente acolo nu știu cum am fost crescuți, nu știu ce s-a întâmplat dar nu ne duceam adică, dar nu ne duceam la un moment dat Cred că prin perioada liceului am început să mergem la o stație de părtare de locul nostru. În rest, nu mergeam, stăteam toți acolo în fața blocului. Și asta ziceam că erau foarte mulți care veneau din alte zone, intrau în cu Foamei și s-au zis, au căzut pe acolo sau așa, nu știu ce. Noi niciodată... Dar nu era gata înseamnă, că nu era amenajat. Era abandonat. Păi nu, Circul da. Foamei, sunteți în București? Da, din, București? din 86, A. da. Păi, alea au rămas abandonate, au rămas foarte multe. Păi, pe... nu, unele s-au transformat în vital... piețe agroalimentară. La un moment dat, dar după ce am crescut, cred că, nu mai știu, cred că prin 2008 sau nu mai știu, au făcut un mol acolo. L-au dinamitat și au, au pus, el era așa, au pus, bomb, au pus dinamită, au avut puf, și pe aia a făcut așa. A, a nu s-a... A... Că noi ne așteptam că s-a închis, nu știu, pe de un kilometru, s-a închis tot. șosele, nu mai aveau, nu mai nicio mașină. Nu au -a -a... suficientă din Și ai, Băi, ești Ne așteptam să exact ca în filme, cum yeah, vezi. Și yeah. au... <laughs> <laughs> dar eu cred că așa au vrut să facă, nu cred că au vrut să-l mai <laughs> mult, no, cred că vreau să spargă pereții, cred că vreau să spargă pereții, care erau foarte groși. Și după aia, cred că în maxim un an au ridicat un molacol. Molul nu. Da, da, da. Și după acum au făcut, de curând au făcut și părculeți. E total altă lume, adică nu mai are nicio legătură cu ce era atunci. Ce mă... Ce mă... mă A, scuze, mâncă scuze că pe mine Și aveam canale. Ce <laughs> scuze, mi-am asta voiam să zic Dacă mai fac devreme. Fac băr, nu A, așa, voiam să, să zic că, mai mai apropo de tâmpenile pe care le făceam, mai aveam o grămadă de canale acolo prin care intram, efect, intram prin canale cu băieții de la bloc, mergeam, vedeam care-i faza, ieșeam, n-aveam nicio, nicio chestie. Era o problemă când dădeam mingea în canal, că nu știam cine să se bage, dar altfel era... Dar nu era... Nu era mișto să vă băgați în canal, adică nu vă pasiona chestia ba asta? Da, da, mam, ne băgam, era mirosul ăla de căldură, de apă caldă, nu știu Da, da, ce da, era, da. da Și erau, evident, jocurile pe care le-au le au trăit toți milenialii, mileniali, mileniali cornete, praștie, uh, mai era țeavă cu carbid, cu era ceva. cu carbid, exact. Dar asta, asta nu, nu am prins da, era o, era o țeavă în care, deci era o țeavă groasă, cam așa, lungă, băgai un spray, tăiai un spray pe jumătate, îl băgai acolo, te dai o gară un spray, băgai carbid, agitai, puneai salivă și cum băzai chibrit, ține aici și, și exploda pe partea asta. Era o chestie. Mamă, Mama, ce aruncătoare, da, meu. da, 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 meu. Ceva de, ce... și se auzea foarte tare. Ce mai aveam? Jocurile gropița, liniuța, în scara blocului. Voi jucați capace? Uh, nu. nu, nu. Dar nu n-aveam nu jocuri violente, nu prea. Eu nu mi-aduc aminte să fiu jucat. Dar că nu, nu ah, capace era că... cap, nu capace de bere turtite și era A, tot la gropiță, nu? Gropița, da, gropița A, era. Jucam gropița, dar jucam cu monede de 100 de lei. Uh, din alea cu Mihai Viteazul jucam. Ah, lapte gros? Da, lapte gros. <laughs> și la asta. așa când ploua jucam liniuța în scara blocului. Adică orice se afară. Pe, pe, pe Săteam foarte mult cu grupul respectiv, aveam un grup și... Și mai departe ați continuat la liceu în același... Nu, nu. eu la liceu... Eram după la generală s-a terminat... Uh... Da, a fost după genera, aveam la școala unde eram eu la 128, mai era un singur băiat din bloc cu care de la etaj 8, cu Cosmin. În rest, nimeni nu mai era. Și mă eram, adică ziceam, Bă, da, de ce nu mai e nimeni din bloc? Îmi doream ca relația pe care o am bloc cu prietenii mei să o dezvolt și la școală, să vină și la școală acolo. Îmi mergeau la alte școli. Dar munceam acasă, făceam temele și pe aia ieșeam în fața blocului și ne jucam. Dar și da, în clasa 8 -a am, intrat, am intrat după aia, în clasa 9 -a, la liceu. Și încet, încet, fiecare s-a dus. A fost o pauze de câțiva ani, dar acum am, mai am prieteni acolo, am un prieten adiță părinții care, locuiesc în continuare acolo? acolo am un prieten adiță care stă acolo și băiatul lui de exemplu a fost botezat de fratele meu uh -huh. Robert și îi păstrăm legătura cu Adi, cu sorin mai păstrez legătura, adică păstrez că na, ne vedem vorbim. Actoria ți-a venit, mi-ai zis că erai încă din liceu, te duceai la casa de cultură a studenților, nu? Mai întâi am început la clubul, dar facem o mică paranteză, că n-am făcut până acum, am niște am adus niște surprize pentru voi. Opa, eu ți-am zis că e cu surprize. Păi, Uite, o să vă nu trebuie să-l mai întrebăm, uh, uh, împărțiți-le împărțiți voi între voi. Yeah. Da? Mulțumesc. Turbo, da? Da, surprize turbo. Surprize turbo. Yeah. Și, și cum, jumătate-jumătate? Da, păi e pentru voi, că eu mai am acasă. Și cu surprize turbo, de exemplu, jucam un joc cu portofelul. Dacă ți-ai ți -ai jucat, Alex, portofel? făceai portofel din copertă de caiet. Nu. Puneai... puneai un cer, în, jucam în clasă. Puneam surprizele pe jos, puneam ceva pe el și fiecare avea portofel din copertă și aruncam cu portofelul. Cine, lo, cine le lovea, depinde cum zburau... Le Asta bai... nu făceam. Am colecționat da, da, da. multe și fotbaliști și tot felul, dar asta cu portofelul nu o făceam. Ce drăguț. Da. Așa. Și, Azi, ce este trebuie un să facem noi noi, că v-am întrerupt pentru a te întreba. Dar nu, e foarte bine că ne-ai întrerupt, pentru că noi, oricum, eu nu mai întreb nimic. Că că nu nu mă interesează nimic. Teruptul, îmi provoacă așa un pic de nostalgie, că mi-aduce aminte de maica mea, care m-a întrerupt de două ori. eram cu o colegă de liceu și... Am zis, bă, nu cred, frate, am înțeles dată dar așa două ori și de asta... Bătea la ușă sau intra pur și, păi și nu, simplu? nu, că dacă m intra, intra la ea acasă, într-un fel era și normal că era ca adică nu conta. <laughs> în ce cal. -avea nicio, adică mai nu bătea. Și când a murit Michael Jackson, de exemplu, dormeam, eram în facultate, dormeam și a intrat Ionuț, că mă cheamă și mă cheamă Ioan, dar îmi spun Ionuț, Ionuț a murit Michael Jackson. a ah. Mă rog, ok. Deci intra, nu conta cu cine eram ah. acolo. Da, da, dacă mama ta e pasionată de Michael Jackson. Da, de... dar cine nu e pasionat, cine nu a făcut, toți au ah. am fost, na, mai mult sau mai puțin. Da, și da, de să le păstrați surprizele că nu știu mulțumesc foarte mult te trezești cu o surpriză și da. să fii pregătit eu am crezut că ne le dă chestiile astea că vrea el să facă un joc sau ceva poate o să nu, dar am și eu. spus am niște surprize pentru voi și asta v-am dat niște surprize nu, e, nu știu de ce v-ați eu chiar da. asta am zis Eu că voi v-ați așteptat să să la spun... ceva e, da, cu nu e vina mea da, exact, da. ideea este în felul următor eu am mâncat cred că o singură dată turbo prin anii 90 când au venit aceste minunate lucruri de petrecerea timpului liber și a din turbo Oricea. O dată am mâncat pentru că erau atât de rele încât. Nu știu, nu ne plăceau. Dacă nu era altceva, ceva. Dai da, seama. Adevărat, da și uh, mi s-a spus că au tot felul de chestii din astea și da. de ce îi spune surpriză mi se pare ai o surpriză înăuntru mi se pare foarte tare păi da, dar nu e o surpriză ai ba o mașină da, da, înăuntru și da, oh, le, de ciocolată ziceam ți se vede ce surpriză are dar e surpriză da astea nu le schimbați cu alți copii îți dau o Toyota ba da, și îmi dai ba da, o ba da, Mazda ba da, ba da, ba da, ba da a, și mai jucam surprize jucam gropița pe surprize deci ne pierdea, trebuia să dea câte o surpriză sau stabileam noi și erau, unii aveau așa teamă cu de surpriză. Poți să te întreb chestia aia înainte sau mai ai ceva de dat? nu, am... Asta cu actoria, deci cum ai Să mai dau una. Nu, nu mai dai aia cu nu mai, ok. Nu că nu mai, Ok, ok. Aveam o damă, o amintire de nici cu un coleg care a dat-o, Ștefan îl cheamă, stătea... Trebuie să zic chestia asta. noi. Era ca în filme a fost. Stătea, în primul rând, pe colț stătea, pe colț stătea. Și a dat un pârț. Bă, da, a dat un pârț. Eu stăteam pe rândul din mijloc în spate de tot. Și se vedea cum pârțul a vine spre noi, pentru că mergea așa pe cerc și toți colegii făceau, dar ce că era regisat, băi, nu cred. A, și făceau așa pe cerc, următorii, următorii până a ajuns la noi, s-a dus în partea aia și probabil că aici pe geam. Și cine știe ce s-a mai întâmplat după aia. Mă rog, am vrut să zic chestia asta, mi-a venit în cap. Am foarte multe... De exemplu, nu foarte înțeleg, multe că, chestii stupide în cap. Dar clasa. nu de ce exercițiile de la matematică se numesc probleme. Pentru că... Nu, unele sunt exerciții. Da, de ce? Adică am o problemă pentru voi. Și de ce e o problemă? Adică, dispare că e o problemă? Știi? Mă gândesc că... E un exercițiu care mă ajută să fiu mai bun, mi se pare că e o problemă. Ana are 3 mere, Vasile are 4 mere, câte, câte? mere au în total. care e problema? Păi no. nu e o problemă, e un exercițiu. Păi nu, zic că e o problemă. Culegere de probleme, știi? Uh -huh. Mi se părea să zici culegere de probleme, nu știu, să fie, să înceapă prima, Silviu trebuie să plătească chiria și nu are bani. Punct. Asta e o problemă. Exact, să <laughs> deci, problema, nu? Asta mi se pare probleme, nu? A, câte mere are Ana. Adică, chiar nu mă interesează. De ce trebuie să. În fine. Ziceți că eu... Nu, 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 nu are niciun rost să te întreb. Ce chiar nu are niciun rost. Vreau să mă întrebați de teatru, cum am păi început da, adică erai simpatic acasă, te-a dat afară cineva, ai văzut tu ceva, te-a hotărât pe cineva din familie, din, nu, de pe scara blocului. Nu, nu, nu. am avut nicio... Am avut, am fost... Nu tăi... ai avut un mentor în la casa scării? Nu, n-am avut pe nimeni. În clasa nouă am... <laughs> am avut, când eram, când stăteam în Ferentari, asta e o altă amintire, m-am uitat la Alexandru Arcenu și Stella Popescu aveau un moment la televizor. Aveam, cred că aveam vreo 4 ani. Eram mic, fratele meu era bebeluș. Și m-am uitat la ei și râdeam și m-am gândit că la un moment dat ei nu o să mai fie. Și de la chestia asta m-am gândit că nu o să mai fie nici părinții mei. Și am început să, să plâng, plâng și mai tare. Și am, pus plâns, plâns m-au găsit ai moarte. mei adormit așa, plângând. Plâng, mă rog, eram prins. nu știu ce, mă rog. Și anul ăsta am fost la o emisiune la, am fost la, emisiune la, la Cătălin Măruță și era invitat domnul Arșinel și am zis chestia asta. <rătări> și exact așa i-am zis. Și am zis și la un moment dat m-am gândit că și la un mă dat -am gândit că nu sunt mai fiț. <rătări> ce, ce <săra. rătări> și și în timp ce îi ziceam chestia asta, zic, bă, da, ce prost sunt, frate. <rătări> <rătări> omul e în vârstă și eu îi zic că la un moment dat nu se mai știe. Și ce, ce așa? Că colega aia, să... Nu, nu, era un pic așa, mă rog. Probabil că, cred că ea, nu știu dacă i-a plăcut sau nu, dar felul în care am formulat, am zis, bă, bă nu, nu e ok, da? Am zis-o, dacă am zis-o, ce pune? Ideea e că, eu vreau să zic că mi-a rămas în cap această amintire de când aveam 4 ani sau 5 ani, că nu, nu știu că mic, știu că Și, mă rog, dar să revenim la întrebarea pe care mi-a spus-o acum jumătate de oră. Cum am pe apucat? care am ocolit-o. <laughs> cum am apucat de teatru. Am găsit o piesă în liceu, nu în cer, parcă se numește. Mi-a dat profesora de română o carte cu piese. Am zis, da, dați mi mie cartea asta. Nu probabil voiam să cumpăr cartea aia, să o impresionez, să-mi dau o notă mai mare, să zic. Era în clasa 10 -a. Și am citit cartea și am citit piesa și am zis, băi, aș vrea să fac eu piesă. Nu știu ce mi-a venit să fac piesa asta, să cau 50 de personaje, aveau cam așa. 40, 45 Am început să umblu prin toate clasele, cine vrea să facă piesa asta și o colegă mi-a spus de la altă clasă nu vrei să vii la cercul Clubul Copiilor, Sector 5, că poți să faci acolo teatru cu piesa asta. Și m-am dus la Cătălin Mirea, îl cheamă pe primul meu profesor de teatru și mi-a zis Marius, băi, e cam complicat să faci piesa asta, dar rămâi aici la noi să faci teatru. Și zice, bine, că rămân. Și erau, și niște fete frumoase acolo. Da. Că Au și per... magnet gagi. Să nu mâncăm. Tot asta e motivul pentru care mulți se duc la o piesă de teatru, la o trupă, că au văzut o fată. Corect. După aia am făcut și în liceu am făcut o trupă de teatru, că îmi plăcea de o fată și am m-am făcut o trupă de teatru, poate vine și ea. Și a venit. O cheamă Camelia. Dar nu sunt nici astăzi, nu sunt cu ea. Am fost, am fost, am fost un pic cu ea atunci. A, okay. da. Și da, da. Şi... Deci nu tot un negativ în viața lui, vezi? Eu, eu am crezut nu, nu, că totul e nasol, 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 am, nasol, Am avut un test pozitiv la un moment dat. <laughs> <laughs> am zis, nu ok. Da, uh, nu, nu e nimic. -adică, păi și când te-ai decis? Într-a 11, nu am, a, 20, a Nu ai decis? atunci, între a 10 am zis, băi, vreau să mă fac actor. Okay. Și, în general, eu n-am o viață tristă așa, sunt mulți care au drame și chiar bă, dar chiar n-am nimic trist să zic așa, să înduioșesc lumea, știi, mă gândeam? Am fost la niște emisiuni atât Dar nu, dacă fost... ți-aminteai de asta cu Arșinel, puteai să o spui din nou, la toți nu puteai spune povestea asta și... <laughs> uh, Prima oară când am fost la humor, exact așa am început. Numele meu este Marius. Vorbești și microfon bine. Da, ziceam, numele meu este Marius și... am nicio dramă în familie. Deci, mai particip la concurs <laughs> era ceva zi, va... da, așa și după aia am rămas la Clubul Copilor Sector 5 Cătălin s-a mutat la s-a plecat la Studio 24 cu domnul Mihai m-am dus și eu după el și între timp m-am ră... întors la Clubul Copilor că a mai venit un alt profesor domnul Cica Andrușcă cu care am făcut niște spectacole foarte tari, foarte frumoase și încet încet am început să mă pregătesc pentru teatru, m-am pregătit cu domnul Mircea Constantinescu de la Teatru Odeon după care am intrat, m-am dus la examen, m-am dus la examen, nu mai învățam pentru, adică nu mai învățam pentru BAC, ceea ce a fost o mare prostie. Am avut mare noroc, am luat bacul. Uh, și de câte ori se mai întâmplă să merg să vorbesc uh, pentru copii și tineri, să zicem așa, am 36 de ani, deci Mulțu pentru aceștia de, de adolescenți, și, mereu spun chestia asta că a fost cea mai mare, adică dacă aș putea să dau timp înapoi, uh, aș trata cu totul altfel uh, școala și Uh, dar de, de ce învățat? era în capul tău că să nu mai înveți adică dacă dai vreau la, teatru, să dau nu la teatru și mă mai interesau materiile și deci vreau să fiu actor și păi dar nu trebuia să termin liceu păi trebuia să termin dar uite că l-am terminat adică nu știu dacă îmi prindeam din clasă se întâmpla ceva dar ideea e că l-am terminat am luat și bacul m-am dus la teatru am dat examen am intrat eram pop după ce am intrat, după ce am trecut prin toate chestiile astea, am început să conștientizez cât de aproape am fost să ratez toate chestiile astea, pentru că mi se părea normal. Adică, mi se părea o chestie normală. Care Termin, a fost cea mai mică? Pe care ai luat la BAC? 8 Și ceva, parcă la. Română, mi se pare. Sau... Colegul, n-ai cum să zici că era să nu iei bac Exact, cu opt, la română. Eu, de exemplu, la mine... Sau 7, 6, nu, 760 am luat la română. Eu am luat 500 la matematică. Ah. Deci, eu chiar era să nu iau bac Dar nu uite, de -mă, exemplu, mă, deci pe nu... vremea aia se copia, știi? Da. Da, asta e adevărul, se copia. La biologia am copiat și l-am luat. Nu știu dacă luam. Probabil că luam, dar... Se copia old school, adică fără deci, gadget-uri, fără... Nu, old school se copia direct. Fără... Primeai foaia, de exemplu Prima e foaia din doamna Mariana Badea, să zic așa. Prima e foaia cu rezumatul și asta înseamnă să copiezi, știi? Adică mi se, acum să ai gadget nu mi se pare, bă, asta nu e copiat. Era frumos să stai acasă, să te gândești. <laughs> frate, de exemplu, erau foarte mulți care își făceau copiuțe și aveam... Da, își făceau, asta știu și eu, mai făceau, departe. Aveam, jur, avea cineva un tank așa de copiuțe. Și mă gândeam, zic, mm. băi frate, tu ai stat și ai scris ăla? când puteai să stai să înveți în loc și erai mult mai rea la examen. Să vorbesc în micro... Cineva pocnește din... Așa, nu contează. Vă... Uh, și... Avem și un club de dans. Da, dacă aveți... Eu am adus, în cazul în care vreți să vă cânt ceva, te am rog. adus... Uh... o să este vă, este vă... podcastul tău, o să asta, ceva de fric. pe vremea dumneavoastră, e ceva ce o să vă trezească păi, sigur. De ce face, așa mișto E din ceva mine, ce o să vă trezească sigur, amintri plăcute. Te rog. Și acum trebuie să mă, să mă urc pe un cal și să plec? Nu. nu. Puteți să plecați pur și simplu. Așa, ce vreau să... <laughs> <laughs> vreau Bă, să zic onda, ceva. Că... Nu, -mi, nu -mi trebuia să vină. Am să fost, gândim, fost, eu. Uh, nu, nu, Puneam interesat... pozele... Puneam pozele noastre aici să stăm da. acasă, nu făceam și noi da. treaba. Da. Ce vreau să zic... Sunt, sunt prins pe microfonul ăsta, știi? Ar ce vreau să Uite, zic... Uite, mai apleacă la așa un pic. Așa. Uite, mă, frate. Da. Și... Uh, aha. Deci așa se... Așa, asta vede o femeie? Mm -hmm. Așa. Uh, ce? ce? <laughs> <laughs> deci nivelul a început cu pârțuri și a trecut la... Bă, bă, Da. Păi, păi, uh... și are succes fantastic. Da, da? asta vreau să zic... Uh, nu știu, aș nu știu că am cum sunt. la teatru, că am rămas da. la întrebarea asta. După o jumătate de oră am ajuns la acum am ajuns așa, mă. <coughs> după, după, 40 de minute. știi ce mi se pare? Mă gândeam cum ar fi să fim sinceri când inviți o fată în oraș, știi, să fim... Uh, cum sunt copiii. Că ai văzut, copiii nu sunt... Uh, nu iau cu vrăjeală. Copii, Anastasia, fata Andrei Matei, de exemplu, când ies cu ea undeva în parc, se duce la alți copii și zice, bună, eu sunt Anastasia, vrei să fim prieteni? Robert, la fel. Și mi se pare foarte drăguț. Și a zic, da sau nu? Da. Și mă gândeam, adică, de ce să faci, cu, să faci la fel și cu adulții? Și să eu sunt Marius, vrei să fim prieteni? Cum ar fi să faci chestia asta? Eu sunt Marius, vrei să mergi la mine acasă? Cu toreza, adică să zici din start despre ce este vorba, nu să zici, uite, mi-ar plăcea să ieșim să bem un par cu vin. Asta mi se pare, no, asta mi suc. se pare foarte urât. În primul rând, știi clar că dacă bei vin, scad șansele, dacă bei trei pare de vin, automat e foarte mare, și ai foarte mari șanse să te faci de râs după ce se mai întâmplă. Sau... Normal ar fi să zici din prima, nu vrei să mergi la mine acasă să facem dragoste, să zicem? Și ea să că, ba da, vreau. Și atunci să te duci acasă să da, nu mai stai cu chestii din asta, că De fapt toată lumea nu... știe, toți știm că de fapt de asta invităm, nu invităm. bă. E, adică nu cred că inviți, bei parul de vin și, și bă, îți mulțumesc, eu asta am vrut să fac cu tine, să beau un par de vin. <gânt> Hai să-ți chem un taxi, eu mă duc acasă, tu duci acasă. Și asta mi se pare un pic, nu mi se pare corect că oamenii nu zic adevărul. Atunci trebui să zic adevărul, da, asta, dar, vreau Uite, să... asta până într-un punct, că după aia, deja când devii, să zicem, adolescent sau, mă rog, dacă păi exact ai la pahar, devii, nu zic de copii, zic de așa. Știu, dar dar okay. da, 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 după aia există un moment în care se face treaba aia cu. Nu vrei să cer prietenia și eu te pun pe tine, știi? Știu, știu, știu. Că... Cer prietenia lui Marioara. Uite, colegul a vrut. Tu de unde să... ești? Din Sinaia. Ah. Ok. Eu n-am avut colegi mari Marioara, aveam Raluca, Andreea, nume normale păi, da, eu sunt de la țară și atunci da. la țară știi cum e. Tot o grămadă de nume care nu mai sunt folosite. De exemplu, nu se mai găsește Nicolina. Merg la zeci de spectacole pentru copii și pe nicio fetiță nu o cheamă Nicolina. Pe păi mama o cheamă Nicolina. Păi asta zic, de deci ce nu mai îi schimb, e folosit Agnes, mi se pare. Mă rog, nu mai contează. Agnes uh, nu-i frumos? Adică... Ba da, e frumos Agnes, sunt niște nume. Eu mi-ar plăcea, dacă aș avea băiat, să-l cheme, am niște nume, îmi uh, următoarele nume chiar îmi plac Ilie, Vasile, Grigore, până și, și Ion. Mi se par niște, niște nume care parcă dezvoltă și copilul într-o anumită direcție. Adică mi se pare că dacă, cum zici, mă cheamă Grigore sau Vasile, ai pare, pare genul domn care rupe masa în două, știi, când... Asta e fac... numai în capul tău. Mă rog, știu. Păi, da, ce să zic, asta e, dar așa dacă, nu știu, dacă te cheamă Dănuț, mi se pare un pic, adică e o chestie că e când ești mic, dar mă gândesc ce în capul părinților, că omul ăla o să crească, poate ajunge un culturist și zice, până aplauze de dumneavoastră, dănuț. Cardiocel? Intră... Nu, e peste. Mugurel? Nu, este, adică, deci mai bine zici mugur. Adică în se să zici mugur, dar mugurel, zic, băi, o să ajungă, o să ajungă un bărbat o să, facă copii și un, cineva o un alt copil o să-i bată copilul și o să se ducă la tatăl copilului și să zic auzi, eu sunt mugurel, te lua de băiatul meu și zic, îmi pare rău, dacă te cheamă mugurel, n aveți vorbi, Adică Iulica, de exemplu, zi Iulian e mai frumos, dar să le zici, nu știu, parcă își parcă joc de ei când le dau nume din astea, în fine. Ai copii? Nu. Ai tăi? nu. Adică nu, știi sau? Nu păstrez uh, șervețelele. Așa ziceți. Noi tot, noi tot vorbim cu invitați, încercăm mă să bucur, vorbim că. cu invitații noștri despre despre ideea asta de, de mentorat și știu, adică am înțeles că n-ai avut în momentul în care erai Am uh, avut mentor în facultate. A, A, aici aveam să te aici Și da, să te duc și voiam să te... până în facultate. Noapte, oh, întâmplam care... acum la modul cel mai serios. Hai să încercăm să nu mai intrăm unii peste alții că oamenii nu vor înțelege nimic. Dacă tot vorbim unii peste alții, Primul rând vorbim unul în fața celuilalt. Este, știu, Marius, te rog, hai să încercăm să vorbim, da, da, să da. ne ascultăm unul pe celălalt, că altfel nu se va înțelege nimic și omul nu o să ne mai asculte. Bun, deci, uh, ai avut un mentor pe care uh, l-am cunoscut și eu, uh, un maestru care s-a numit uh, Retas. Da. Poți -o să ne spui despre, despre el un pic? Scuze-mă că am vorbit peste tine. Am crezut că o să termin, știi? Păi uite, am terminat, a, okay. gata. În primul rând, vreau să spun uh, ceva. <laughs> nu sunt multe rânduri. Uh, toți profesorii pe care i-am avut mi-au fost mentori. Da, începând de la doamna învățătoare până la, dar, marele mentor, să zic așa, a fost maestrul Matei Retas, pe care l-am cunoscut în facultate când a venit să țină niște cursuri de magie, pentru că este printre puținii magicieni care a înțeles că magia este se poate face cu actori. Pentru că magia înseamnă mai mult actorie, nu înseamnă un truc și atât. E vorba de felul în care pui în scenă tot, cum prezinți, cum vorbești cu publicul, cum stai pe scenă, dicția pe care o ai, cum te uiți în stânga și în dreapta, cum distragi atenția. Și dumneavoastră a înțeles aceste lucruri, mai ales că a fost înconjurat de actorii de foarte mic și făcea magie de la 5 ani, a avut niște magicieni în familie. Dacă o să mișc un pic microfonul, pentru că Vorbim de Dumnealui. am adus niște fotografii. Așa. Știi cumva în ce an s-a născut? Da, s-a născut pe 13 iunie în 1929. Wow! Da, exact și eu l-am cunoscut când avea 75 de ani. L-am prins, prins ultimii patru ani. În 2000. Aici este, de exemplu, la vârsta de 5 ani. Stai să alegez microfonul la vârsta de 5 ani, la vârsta de 5 ani a fost luat în spectacole de cei trei unchi ai domnului Magiceni și a avut spectacol la un music hall din Viena, da? Foarte tare. Da, era foarte tare, călătorea foarte mult, aici este, era, este și, a fost și un bărbat foarte frumos, am aflat foarte multe, din păcate n-a avut copii, a avut foarte multe, foarte multe iubite. Dar din păcate n-a avut copii Și aici este în timpul unui spectacol Exersând un număr, dacă se poate să vină cu camera mai aproape, <laughs> cer scuze, <zi, laughs> n-au camere să vină mai aproape, așa. Așa este e acel celebru număr de magie când tai femeia în două. Scuze-mă, știi cum în, în ce an? În ce an tăia femeia voastră? în două? A tăiat da. mai mulți ani, că avea foarte multe... A avea știu, foarte multe femei, dar era Nu știu, printre 70-80, da, dar nu știu el? ce zic... El este mai mai puțin cunoscut, crestu pentru că făcea mai multe spectacole în afară sau oare de ce? Oamenii din domeniul îl cunosc și a făcut foarte mult timp la circ. La noi în țară era foarte... era, era cunoscut, mm -hmm. pentru, dar el a făcut spectacole în peste 40 de țări. Deci mergea foarte mult în afară. Am fost anul ăsta în Paris. Și în... Poți să ții puțin mai aproape microfonul tău? Da, mai stau așa cu capul, E ok. Uh, așa, da, o să dau microfonul mai aproape. E bine așa? Da. Nu știu. Da, e bine, e bine. E, da, ok, mersi. Așa, ce vreau să zic, am fost în Paris, e un muzeu de magie acolo și cei de acolo știau foarte multe despre dumnealui. De câte ori merg la un, nu, -un magazin de magie sau într-un loc unde sunt magicieni, întreb despre dumnealui. Și acolo a fost prima oară, când, nu prima oară, a doua sau a treia oară, când am cunoscut, oameni care știau foarte multe lucruri despre... Din cauza că îl văzuseră în da, spectacol. Da, îl văzuser, venea foarte des acolo și mi-au povestit foarte multe, foarte multe chestii și e foarte tare. Dar de, eu, de ce nu-i cunoscut în țară? Eu, adică... nu i cunos... cunoscuți în țară. De exemplu, uite, am, aveam un spectacol la teatrul drama, la teatrul Metropolis. Pe vremea când cu Jordan nu, nu era, era primar. Probabil pe vremea când era olimpic, nu mai contează, în fine. Și... Asta a fost bună. Știu. De ieri o ținem minte. Și a venit o doamnă, mă vedea că mă pregătesc pentru. Că eu aveam un moment de magie în spectacolul Tsarul Ivan în schimbă meseria. Și domnului Colceac, domnul Gelu Colceac, de exemplu, îi datoresc foarte multe că dumnealui m-a luat în spectacolul ăsta. Aveam un moment de magie la pauză. Până atunci făceam doar pentru copii spectacole. Aveam foarte puține pentru adulți. Și mi-a zis Trebuia să nu văd păi pe Și unde el. stăteai la pauză? în foaier făceam. Oamenii și-au un foaier la Teatrul Metropolis pe vremea când se Deci în pauza spectacale. dintre acolo. Da, 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 oamenii și-au un foaier și eram maestru da. volant, eram cu Eddie Cărlan. El da. era asistentul meu și, doamne, când ne un în spectacolul ăla, aveam un moment de 15 minute, făceam toate prostile și oamenii râdeau la toate prostile. Deci puteam să facem, de mult nici nu mai făceam magie, pur și simplu ne prosteam acolo Mișto. și, 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 ei râdeau. și domnul Colceac mi-a zis, Uh, trebuia normal momentul de magie, trebuia făcut de actori în spectacol, la finalul spectacolului. Și a zis, băi, e prea lung, Marius, e prea lung spectacolul, învață-l pe Edi, uh, fă lui Edi un moment de 15 minute. <laughs> și eu făceam magie de uh, 8 ani atunci sau ceva de genul ăsta și dumnealui vrea să-i fac lui Edi un moment de magie de 15 minute într-o săptămână, ca atât mai era până la premieră. Și uh, în timp ce povestea azi zicea, făi tu lui Edi un moment de magie, mă rog, în fine, era bine dacă puteai să vii tu să faci magie, dar tu ești ocupat și n-ai timp. Și a zis, nu, nu sunt ocupat, e ok, pot să vin. Ah, perfect, mi-arăți mine ce poți să faci. Și m-am adus niște trucuri, am făcut și așa încet, încet am început să fac și pentru pentru adulți spectacole. Și a. asta vreau să zic că și lui a avut un rol foarte important în, în dezvoltarea mea. Adică și el a fost un soi de mentor, să zic. Da, 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 da. Asta zic. Toți profesorii m-au influențat într-un fel sau altul. M-au influențat în, într-un mod pozitiv, să zic așa. Și acum o să vă întreb din nou care era întrebarea? Păi, eu voiam să te eu vreau să te mai întreb de, de, de domnul Retas. Uh, din câte știu eu, el, el a făcut foarte multe spectacole a, pe afară. Știu că la un moment dat chiar a fost cu, cu Sinatra, adică. Da, în, au, a avut un spectacol. A avut în un spectacol. Și după, după război, uh, a făcut niște spectacole din astea caritabile și a, a avut. A, au fost mai mulți artiști, printre care. Și Frank Sinatra, a povestea, a povestit chestia asta la. la. în 2005, când a premiul Uniter pentru întreaga carieră. Deci, un, un, Uniterul l-a recunoscut da, ca fiind. domnul care okay. i-a dat premiul pentru întreaga activitate, ceea ce mi se părea normal. Dar poveste. Ideea e că venea la noi în, când am început cursurile și. și ne, ne povestea foarte multe lucruri, foarte multe întâmplări. Și noi eram de 19 ani, 18 ani, unii ziceam, bă, n-are -are cum, bă, -are. e imposibil. Cred că ne păcălește, Cred că ne păcărește să se pună bine. Fabulează ca să... Da, eram da. sigur că fabulează. Nu are cum. Deci ne zicea niște chestii... Neverosibile. Da, n-avea cum. Și după aia am fost la premiile unitări, eram și noi în sală după câteva luni, uh, pe dumneavoastră l am cunoscut în octombrie și cred că în februarie sau martie au fost premiile. Și în are 5 luni și, băi, Mam, era, chiar așa de norocos să fim și după aia a zis de chestia cu Frank Sinatra și că avea spectacol și am că e gros. după care doamna Valeria Sitaru profesora noastră de la actorie ne-a adus un profesor din Franța, un actor să lucrăm cu el și când aveam cursul de magie i-am zis uite e un actor din Franța că dumneavoastră cea de Franța și nu știu ce și a venit actorul să vorbească cu el și nu știai care e francez și care e român. Și am zic, mamă, și atunci am zis, boi da, frate. Deci vorbea avem... fluent? Da, deci era senzațional cum vorbea. Și am zis, da, înseamnă, deci chiar avem în fața noastră o somitate și... Și după S a rămas până la finalul am Îți fost mai cu... amintești vreo, vreo, poveste, nu știu, pe care ți-a zis-o și ți se părea la momentul respectiv ceva SF? Ne spunea foarte mult de spectacole, că făcea spectacole și că mergea peste tot prin lume și nu știu ce. În general asta ne zice. Și uh, nu prea țineam, adică, nu, adică ascultam ce ne spunea, dar nu știu de ce nu prea le băgam la cap, să zic așa. Mă uitam la dumnealui și faptul că era atât de mare, mă, uitam și pur și simplu nu puteam să fiu atent la ce ne spune. Știi, pentru că mi se părea, stătea și mă gândeam, zic, Doamne, nu pot să cred că stau în fața dumnealui. Și fiindcă mă gândeam la chestia asta, zic, ce mi se întâmplă, nu puteam să fiu atent la ce îmi zice, știi? Dar în general, asta ne vorbea despre spectacol, era frumos că venea să tăia cu noi două, trei ore și repetam tot felul de trucuri, era frumos că ne aducea tot timpul prăjituri, să mâncăm și sucuri, deși lua de la... De la... după ce -a mărit am murit dumneavoastră, i-am rămas și o doi ani jumătate să predau. Și prima de la hai, școală, dat, am făcut da, cursul de magie, am făcut și un spectacol cu studenții, cu prima promoție și stai așa, așa. Și lua de la școală 4 milioane. 400 de lei lua. Ii de dau pe lună 400 de lei. Uai. Da. Și după ce am murit, jur, pentru... că venea și făcea cu noi cursuri. Venea o dată pe săptămână, vezi, domne programa. Venea sâmbătă. Da, sâmbătă. Am fost și eu la primul, ora, primul curs. Sâmbătă de la ora 12 era cursul, era în paralel cursul cu ăsta de... E un curs care trebuie să fii profesor, nu știu cum se numește. Pedagogie. De pedagogie, așa. <laughs> și eu nu m-am dus la, la de pedagogie emoțională, de magie. Și pe aia când am fost profesor, când m-au luat la laudări să fac tatăl și magie, m-au întrebat, ai cursul de pedagogie? Nu. Și <laughs> păi ai nu, că dacă l-aveam până nu mai veneam aici, că nu mai făceam magie, mă rog. Și... <coughs> așa, -a... așa, după ce a murit dumnealui și mi-au zis să rămân eu să fac cursul în continuare, ne-au zis, a zis a, domnul Nicu Mandea, a zis, băi, Mariu, știi, domnului Reta îi i dădeam cât îi dădeam pentru că era domnul Reta, dar să ți nu putem să-ți atât ți o să -ți dăm 190 de lei pe lună? <laughs> Bă, și, și zic și era azi. E, da, normal, vă dați seama. Dar bine, nici nu știu, 190 de lei, băi, mie... deci mi și rușine. Asta ce adică adică era? Era mie rușine. Da, da, că... de rușine. Nu... Că... De... Cum poți să zici? Dar că... ce an era asta? În <coughs> 2010. Și până la urmă și-au și -au dat seama că e? 190 de lei și îmi dau 340 de lei. Dar pentru mine nu conta când dădeau banii că, pentru mine era important că mergeam acolo și făceam acest curs. După care, după 2 ani de, de primit câte 340 de lei pe lună, au zis că eu sunt o problemă și nu mai au cum să mă plătească. De a, <laughs> deci era o problemă deja. Deci da, asta deci e problema da, adevărată. Exact, nu mai au cum să mă plătească și atunci am zis, lăsați o ok, că o să, o să vin gratis, chiar nu, nu trebuie să bani. Și m-am dus o jumătate de an, m-am dus gratis, dar după aia studenții n-au mai început să vină pentru că era... Pentru cei care nu știu ce adică pentru cei care văd magie sau care, care mă văd pe mine ce fac și au impresia că este foarte ușor, să ajungi să faci ce fac eu, este ca și e, e exact ce făcea Daniel San în, cu Mr. Miyagi în Karate Kid. Când Mr. Miyagi îl punea să vopsească gardul, trei zile exact. și la nu știa de ce vopsește gardul. Și la final era ta mișcarea. Exact așa făcea și domnul Retas cu noi. Ne punea să facem o chestie. Nu ne zicea secretul, pentru că totuși așa. Și după aia ne zicea de deci ce așa se face? Și am niște, sunt trei numere de magie pe care le-am văzut când eram copil la, veneau magicieni la școală, la noi în sala de sport, care mi-au rămas, mi -au rămas, mi rămas întipărite așa, ștanțate. Și când a venit dumnealui, am văzut secretele, ni le-a arătat și am zis, băi, nu cred că se face. Și chestii foarte simple, cu niște noduri pe sfoară. Și am zis, cum? Nu pot să cred că... Mi-au rămas alea foarte clar. Dar tu din, din, momentul în care ai început să mergi uh, la el și să înveți, uh, să înveți efectiv treaba de la el, tu ai repetat în continuu? Da, după aia... Adică ai avut pauze în care... Nu, nu, asta făceam în continuu. Și ce era... Tu ai intrat un an mai târziu, da. ai intrat în 2005, la noi la cursurile teoretice, de exemplu, când a venit domnul Retas, sper că apreciez că n-am mai intrat peste tine, când a venit domnul Retas, <coughs> când a venit domnul Retas, la început, ăsta era un curs opțional, cursul de magie era un curs opțional și puteau să vină toți studenții din facultate, da? Deci, dacă aveam un anfiteatru, puteau să vină nu știu câți erau 100 și de la Fin, puteau, că au venit câțiva și de la Fin la un moment dat. Ei, și noi eram 50 de studenți în an și primul număr de magie pe care l-am învățat era cel cu bănuțul când făceai banul să dispară. Da. Și, evident, pentru că toți eram dorni să învățăm această magie, toți câți eram, nu știu câți eram la curs, 30, 40, la toate cursurile teoretice. Asta făcea majoritatea. Repetam trucul cu bănuțul. Și aveam pe jos parchet și în continuu se auzea puc, 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 că, de, că, de, că deau banii pe jos. Și, la un moment dat ne-au zis profesorii, adică erau, erau fericiți că bă, e foarte frumos că vreți să învățați, dar vă rog eu, lăsat, nu mai pot, frate, mă disperați cu banii ăștia. Sunt în continuu că dau pe parchet <gânde> monede din era ceva. Da, cu doamna Anca Nițe și doamna Ana Maria Nistor, niște profesori absolut senzaționale. <gânde> Cred că una dintre ele nu mai ți min zis, Băi, Marius, te rog eu frumos că nu se mai poate. Și a fost ok. Dar da, după aia repetam în continuu. Deci, tu, practic, de momentul în care l-ai cunoscut și ai început să faci orele da. cu Maestrul Retas, da, ai gândit făceam. că asta vei face, asta nu, dorești nu -am să gândit, faci? Nu m-am gândit. gândit, dacă puteți da, să aici că e foarte. Uh, nu m-am gândit niciodată la că o să ajung magician. Pur și simplu făceam chestia, o făceam din plăcere. Învățam, nu m-am gândit că domnul Zanfirescu ne spunea aia, băi, învățați că nu știți când. O să câștigați o pâine cu chestia asta. Și după primul, la, condiția ca acest curs să se facă în școală, era ca după fiecare an, la finalul anului, în iunie, să facem un spectacol de magie. La primul, am făcut, în primul an eram vreo 10, în al doilea an am fost 8 sau 9, a fost și Gabi Costin, actorul. Așa. După care, în anul 3, am fost singurul care a făcut spectacol de magie. Nu mai râdeți, că e un actor foarte bun. Așa. Eu de tine a, Și în anul 4 terminat facultatea, nu mai făcut spectacol. Da, când erai tu profesor, ai făcut cu Am făcut cu studenții un cu spectacol studenții. foarte frumos. Da, da, da. Am cumpărasem atunci de la un magazin de magie o grămadă de trucuri și am făcut cu ei un spectacol cu lumini. Am avut, am avut ocazia atunci să facem cu lumini. Am făcut în sala Ileana Berlogea. O mare și care, care, a fost momentul când ai zis, băi, eu cred că asta o să fac? Am vrut să zic ceva de Ileana Berlogea și ai vorbit peste mine. Așa. Momentul în care eu am spus că o să fac chestia asta. Eu, plec. Eu nu mai stau. <gântu> nu mai primi, copil... Dar nu mai no, vorbi peste el. Tu ai pus regula așteptam. să nu mai vorbești așteptam. peste el și tocmai tu ai așteptam. vorbit Dar cum? Zic așa. Serios, ai copil? Dar nu, știam că ai. Felicitări. E al tău? Nu. Se mai întâmplă. Știi? fii după 30 de ani. Unul la unul cu tasul Deci este foarte greu să zici că nu e al lui. Câți ani are? Un an și 9 luni. Tare. Nu, că nu mă întrebam de ce nu mai chemați să-i fac spectacol până acum și dacă <laughs> și noi și luni. Dar tu nu faci de la cu uh, e, ursitoare? Eu... Tu nu faci cu ursitoare? Am, am, am făcut și eu ursitoare. Eu ai, am fost păi da, treor, ai față fost, de ursitoare. Am fost adică... trei ori ursitoare și sunt bine toți copiii la care am ursit. Doamne ajută! Bine, am le ai făcut cu mult timp. le de, ne ne de bine. Cu mult da, 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 da. Foarte, uh, asta, să Zici să ceva la noi. de Ilana Berlogea că te-am întrerupt noi. Am zis că o, o mare profesoră un mare om de teatru. Și pentru asta ne-ai ne, întorc, ne bătut obrazul ca un să Un mare om tu. de teatru Așa, foarte bintez, totul, sunt foarte bine. sunt... să că sunt foarte mulți actorii care sunt datori la mine. <gânt> Cu bani. Da, pentru că am fost la zile de naștere ale copiilor lor și mi-au zis, bă, îți rămân dator, îți mulțumesc foarte mult. <gânt> Și cu această ocazie, dacă se uită la acest podcast, vreau să-i rog să plătească datoria. Scoate lista și zile. Aziul exact, următori. Următori. Nu, nu, nu vreau la, să spun, nu bat eu pentru atâta, nu, dar îi știți pe to cu toți ca la îi știți. Pomenic, pe... da. Da, nu da, nu glumesc. Dar e foarte tare că sunt foarte mulți la care am fost. Sunt foarte mulți actorii... Uh, vreau să zic, sunt foarte mulți actori din domeniu. Sunt foarte mulți actori la care am fost și la care, și pentru care am făcut și foarte tare. Adică. Așa. Ce vreau să. Lista. Ce lista? Lista cu actorii care sunt datori. Dar cartea nu țin, că văd că ții niște chestii acolo. Nu nu e nu o altă e... amintire pe care o am de când eram copil e când mă trimitea mai că mai la piață și mă trimitea cu listă și știa toate prețurile astea rătare. Zicea ale ușteanu, cartof, pătrunjel, morcov, etc., mere și scria cât costă fiecare și îmi dădea fix. Iar acum nu se mai face chestia asta. Și tot timpul eram combinator pe vremea că mă duceam în piață și căutam dacă merele erau 2,50 lei, trebuia să caut merele de 2 lei să rămână și 50 de bani. Și în permanență făceam chestia asta. Mă duceam și zic, bă, cum frate, tot timpul îmi dă fix. Și de multe ori îmi dădea fix. Și mergeam în piața la Hova, acolo făceam piața și știam pe unde mișcă, Acum merg în piața Obor. Le recomand tuturor piața Obor. Așa, zi întrebarea aia. Aveam o întrebare la început și am întrerupt. Când, când ai venit tu aici? Da. <laughs> nu știu. Uh, Lasă că o să vorbesc, că am și să vorbesc, nu e o problemă. No. Te-a întrebat, te Alex, cum ai, cum ai reu... Adică când cum... care a fost momentul? Fac da da, 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 da. A fost un moment sau pur și simplu s-a întâmplat a la long, așa? Cred nu? că s -a, Acum... Ai avut un declic? Când am intrat la master, m-a chemat... Am fost la o firmă de publicitate, prezentasem un eveniment al unei filme de publicități, unei filme de publicitate și le-a plăcut cum am prezentat și au zis, nu vrei să te la noi? Programul este de la 9 la 5. Și, și am plecat de acolo și am zis că eu nu o să fac asta în viața mea, nu să lucrez în program. To fix. și încet, încet am început să câștig banii din magie și să-mi dau seama că îmi place ce fac. Și așa, pe parcurs, am zis că eu asta vreau să fac. Deci, n-ai fost viața. nici angajat la vreun teatru și nici n-ai făcut parte dintr-o. Nu, 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 nu. Au vrut să mă angajeze, de exemplu, cei de la Masca și am avut un accident la umăr și. Ceea ce nu mai fi... Nu, nu, nu am. Nu, pentru că îmi place foarte mult ce fac și am, am jucat în spectacole de teatru, de exemplu, dar nu, din păcate, pare rău că spun chestia asta, se câștigă foarte prost. Și am, trebuie să plătești facturi, trebuie să plătești foarte multe chestii și nu poți să stai să repeți trei luni de zile, uh, și, uh, mi se pare groaznic. De exemplu, uh, faptul că un actor român ia un casting începe și, și începe și repetă și după două luni îi se spune, hai să vorbim și despre bani. Când, de fapt, ar trebui să spui de la, de început, la început. Alex, zi dacă vorbesc așa e, nu, așa, profi, e, foarte... da? așa e, așa e. Mi se pare o bătaie de joc și de multe ori vorbești cu cineva care cu un director de teatru, de exemplu, care a trecut fix prin chestia asta, că și el a fost la început și a vorbit cu alții care probabil l-au tratat la fel. Și mi se pare oribil că se uită chestiile astea, să uiți că unul își bătea joc de tine și tu iei 10 actori, pe ei ești pare care zici, păi nu pot să vă dau atât pentru că... <coughs> peste stai pe nostru, cu tare. Că tu ai fost... Tu ai fost... Tot timpul ai fost freelancer, tot timpul. Da, da, da. Și asta zic, repetam la teatru și mi-au spectacole și zic, Mamă, nu pot să cred, nu pot să iau spectacolul. Pentru că dacă am repetiții, atunci nu pot să mai dura spectacolul. Plus că, uite, de exemplu, eu nu înțeleg de ce se, se poate face un proiect într-un teatru, se face un spectacol cu actori independenți, cu 10 actori independenți, și nu se pot stabili pe 3 luni 10 spectacole. Mi se pare incredibil că trebuie să stabilești, de exemplu, de la o lună la o lună sau de la 3 săptămâni la 3 săptămâni, exact. când de fapt tu faci proiectul, vă iau pe voi. Și zic, ăștia sunteți, zic, trei luni de zile facem 20 de, când puteți? Păi stai puțin și de multe ori, exact asta auzi, stai fratele meu că până mai sunt, două, mai sunt două luni. Păi mai sunt două luni, dar hai să vedem și stabili și nu ne bătutăm cu Da, și... pentru că se stabilește în funcție de programul, păi nu, de programul unde se sunt pare angajații să actorii. Pro... Atunci nu te mai duci acolo, nu mai colaborezi, Absolut, nu? Da, e adevărat. Și, pentru că îi ții și pe alții și, și chestia asta, a, aceste să zicem, probleme și aceste uh, lucruri m-au făcut să, fiu, să, vreau să lucrez singur, nu depinde, de nimeni, fac probleme. Dar cum ți-a fost, ți fost, în pandemie? Am, cum am avut spectacole, am avut spectacole. Ai, avut Ai făcut și online? Mă surprind. Da, de exemplu, în primul an de pandemie, în decembrie, am avut 22 de spectacole online. Online? Da. Am Mama. Zis, nu cred, am zis, mi se, Dar par, mi se pare până în momentul ăla, făcuse vreo încercare online? Ai văzut cum intră peste mine? Așa, online? Nu, nu făcusem niciodată. Mi-au zis, vreau să facem un spectacol online pentru nu știu ce corporație să zicem. Și am zis ok. Mi-am pus camera, mi-am pus-o, mi, pus -o, mi făcut o cortină în casă, am făcut cu decor, cu chestii și au spectacol online. Era frustrant, era, era groaznic ziceam, bine, vă mulțumesc că s-a fost spectacolul. Și exact așa era, o, o liniște din asta închinezi. zi. Doamne, e groaznic, abia știu să treacă pandemia. Și a trecut pandemia, acum nici mai zici că a fost pandemie, nu mai, toată lumea a uitat că a fost pandemia. Au început spectacolul, e ok, sper să meargă, să meargă așa și în continuare. Dar, apropo, de ce m-ai întrebat uh, uh, la început, dacă am vreo amintire din cartier, din... Uh, nu, <laughs> în sfârșit, mă, în sfârșit, și-a amintit ce l-ai întrebat. Nu, nu, nu. Uh, nu, nu, da da da. da, da, da. Asta nu, nu, zic nu. și încet, încet mi-am dat seama că vreau să lucrez singur, pentru că m-am lovit de multe uh, astfel de hopuri. De exemplu, m-a sunat, odată aveam trei spectacole stabilite, trei spectacole. Asta era tot ce aveam aveam unul în martie, cred că două în martie, unul în februarie. Asta era, nu mai aveam nimic, eram la început. Și apropo de faptul că îți faci un program și te să-l respecti, știi, cuvântul dat e cuvântul dat. Și m-a sunat cineva dacă pot să merg în Dubai să fac magie în Dubai. Pot să merg, trebuie să pleci în trei săptămâni. Și, la, și aveam aceste trei spectacole care nici nu erau pe bani mulți, adică erau foarte puțin bani. Și am zis, deci în Dubai, ok. Și în mintea mea era zic, pamă, Bă, frate, dacă îi spune aia că vreau să rămân, că nu pot să merg în Dubai, ca în trei spectacole în România, și bă, tu nu ești normal, mergi acolo pe nu știu câți bani și tu vrei să. Dai trebuie să la... în engleză, dă niște nu, Dar dai piciorul la o ocazie să facem Dubai magie pentru cei în București, nu ești normal. Și am zis, ai stai un pic, că am impresia că am pașaportul expirat. Și că nu voiam să o minți, știi? m-am uitat la pașaport și din fericire pașaportul era expirat de șase luni și nu avea cum să fac alt pașaport că era, era prea scurt timpul. Și am zis, Băi, îmi pare rău, dar pașaportul este expirat. Și am fost foarte fericit Când că, că n-am mințit. o și că am rămas să fac spectacolele alea care au stabilite dinainte. Și sunt, alți, sunt oameni care mă sună și, păi, și, ce trebuie să facem? Avem un spectacol în septembrie, te sună în ianuarie, știi? Uh, păi și când vreți? Pe 5 septembrie. Ok, bine, rămâne stabilit. Nu trebuie contract nimic. Nu, ne auzim atunci. Dacă am stabilit ceva, atunci ce rămâne. Nu contează dacă mi intră un spectacol uh, mai scump, să zic. Dacă am vorbit cu tine, o chestie rămâne o chestie. Deci de asta ai și venit, să scuză-mă că te-am întrerupt. Da. De asta ai venit că am apucat să vorbesc cu tine acum o lună. Am vorbit acum o lună, am stabilit, mi-a spus că o să-mi să să scrieți vreo trei zile înainte să-mi aduceți Nu, am, 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 zis, am zis în nu, ajun, scris. am zis. M-am da, recitit da, da, da. azi și ieri când m-ai sunat, a fost foarte bine că m sunat. Deci, nu știu, uita să-mi da semn și am zis... Uh... Păi n-avea rost să-ți dau semn, câștigam că, Corec, știam că tu ești foarte pare. bun și că nu uiți. Deci, și, că... Zis, și toate lucrurile care mi s-au întâmplat s-au rezolvat foarte repede, adică mi se pare, nu înțeleg de ce trebuie să vorbești o chestie ore. Hai să ne întâlnim să discutăm despre ce vrem să facem. Ce să discutăm? Zim ce vrei, durează două minute. Nu vreau asta, vreau asta, vreau asta. Nu trebuie să stau să vorbim ah. o oră pentru nu știu ce chestie. Mai merg la evenimente de astea corpor corporații și zic, trebuie să ne întâlnim un pic să vorbim despre ce o să faci acolo. Și zic, ok, hai să ne întâlnim. O, ce vrea frate să vorbim? Ok, deci, deci, Marius, fii atent. deci invitații au micul dejun la ora 8 și noi ne-am gândit să avem până la ora 9. După care de la ora 9 la 10 o să facem un mic exercițiu de nu știu ce, tu intri la ora 7 seara <gânghe> și, zic, și jur vă dau cuvântul de onoare că exact așa se întâmplă și zic, îmi vreau să zic băi femeie sau mai ai vorbit o oră ce se întâmplă până la 6 zi la ora 7 și tu intri la 7 seara poți uh, să faci 20 de minute nu 30 când ai dat seama că e prea mult 30, uh, mă rog și cam asta e, uh, lucrezi pe firmă sau cum faci un contractul? Pe pune. Asta îți <laughs> putea rezolva la telefon. Exact, și asta putem să vorbim la telefon sau mai sună și povestește un pic de spectacol. Și încep și povestesc. Deși ce trucuri faci? Mă întreabă ce trucuri faci. <laughs> tai femei ce în două. trucuri fac, frate? Vrei să-ți explic? Pun, al, iau spectatorul, zic, alegi o carte, ghiceți carte, ești mulțumit? Ok, și vorbesc 10 minute despre ce fac după care îmi zice, ok, uh, poți să scrii toate astea pe mail să-i dau mai departe clientului și zic, băi, îți baci joc de mine. Dar sunt foarte mulți care zic. Uh, și, uh, cineva mi-a zis, vă dau punctul de onoare mi-a zis așa. Poți să scrii toate astea pe mail, să redirecționezi mail-ul către <laughs> și zic, bă, tu iei salariu pentru chestia pentru asta nimic. și te doar să dai, să dai mai departe, pe cuvântul, chiar te să faci, faci asta, dar. Uh, din fericire sau din păcate, nu mă cer cu ei, așa mă cer cu ei în capul meu. Asta e o chestie pe până, care... că trebuie să fii și down payment, tot trebuie să existe. Da, bunica mea face chestia asta, nu se ceartă. Ea nu s-a citat niciodată cu nimeni, tot timpul se ceartă în mintea ei cu omul respectiv. Și se ceartă, mi și m moment dat. M-am certat cu iar în mintea mea, n am împăcat, acum suntem ok. <laughs> și, și, mi s-a părut foarte tare că mi-am dat că și că, bun. și eu fac chestia asta. Mă supăr, dacă mă supăr pe cineva, până ajung să mă văd cu omul ăla, să-i zic toate cele, Mă cer cu el în capul meu și când ajung în fața lui zic, ce faci, mă, hai, nu rog. Și deja l te mă, ce este, ce mai bun prieten. Spune, e foarte simplu, știi, te mai enervezi, mai... Da, așa. După aia eram mutat în Rahova. Așa, zi, zi. Eu mă duc până la toalet. Chiar te duci? Da, serios. Nu știu dacă mai vin. Ce tare nu am înțeles. Bun, chestia Uite, asta, era... cu. Scuze că pot să zic că a zis că se duce la toaletă. E o chestie pe care. Probabil că li se întâmplă și altora. Se mai întâmplă că toate sunt în spectacol și să vreau să merg la toaletă înainte de spectacol. Așa. Rău de tot. Adică. Și în clipa în care începe spectacolul, se oprește tot. Zice, vezi, ca mare, și ok. Fă spectacolul, nu mai e nevoie. Și jumătate de oră sau o oră cât durează spectacolul. A, da, e așa de bine. Serios, de... mi se pare ireal. În clipa în care se termină spectacolul, vezi că zice, hei, hey, avea o problemă mâncat. la început. Am avut un spectacol în, în, Constanța, acolo pe, pe faleză, și în, în, înainte de spectacol mâncasem niște melci, nu știu cum se numesc, barabane, nu, nu, nu Rapane. Rapane, așa. Mamă, i-am mâncat cu o poftă, nu mai mâncat, era, a fost prima și ultima oară când am mâncat rapane. Spectacolul începea la 7.30, la 7.28, am era simțit că trebuie să unei... să de acolo. nu mai puteam, deci nu mai puteam Era o chestie Era ceva incredibil, mi -mi făcea stum... deci mi se mișca stomacul Făceam dansuri belly dance La 7.30 când a început spectacolul S-a oprit tot, am făcut spectacolul La 8 când s-a terminat S-a pornit Am Fantastic fugit de la toaletă Toaleta se pare că la 8 fix se închidea Pentru că <laughs> așa, fac toate pe litoral. Vin, stau până la ora 12 pe litoral, dar toaleta se închide la ora 8, că probabil mai e nevoie. Mă rog, până la am plecat, m-am oprit la o benzinărie. A fost ultima oară când m-am oprit la benzinărie, nu m-am mai oprit după aia pentru că cred că mă recunoșteau pe cameră, a zis, bă, nu are ce spune. Să-i tăiați căuciucule da, dacă mai da, Dar altfel nu a fost, a fost ok, ce să zic. Da. Apropo de faptul că Alex a dus la toaletă și nici nu mai vrea să vină înapoi mai, 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 vorbește, mai vorbește în microfon cât, A, în microfon, cât? ce să mai vorbesc Așa. Vreau ceva, să ar te întreb, eu am, încerc de vreo uh -huh. jumătate de oră, uh -huh. nu după partea de început uh, Ai adus o grămadă de chestii, le scos că trebuie să avem grijă de uh, ai chestii de magie acolo pe care vrei să ne le arăți sau uh, nu? Da, uh, uite de exemplu markerul ăla are capacul negru Așa, da, spuneți-mi o culoare Verde da puteți să luați dumneavoastră că dacă mă mișc... Salut, Alex. Uh, verde, sigur, dar puteți să vă răzgândiți. Rămâne verde? Ok, Desfă descoateți capacul. Nu avem o hârtie, o să scrieți pe o surpriză. Trage stare de el. Ok. <laughs> speriat un om pătrun. Da, oh, minunat, nu mai zic un cuvânt. Cine știe, poate mă scăp pe mine. Ce bine că ai fost la Budeșe. Și dacă vrei face cu schimbul, du-te tu că stau eu acum. Vezi că cred că are și vopsea dacă desfaci pachetul ăla de cărți. De nu mai pun mâna pe nimic, deci fă Băi, singur. Ce... O chestie pe care... Asta de copii eu, bă, -am, adică, am văzut, fie, copii deci, de... deci l-am văzut la Dinescu. Deci așa. voi vorbiți unul peste altul, nici nu am nevoie să fiu aici. Adică. Da, da, stai puțin. Și vina pe, știi, mai văzut la Dinescu. L-am văzut la Dinescu. Și, uh, Mircea, da. la Dinescu la, la, domnul, da. la domnul Dinescu domnul Mircea Dinescu Microfon. și uh, vreau să zic ceva ce, ce ne face el nou acum, știi? îi făcea Dinescu lui adică vorbea peste el, nu-l băga în seamă deloc <răză> și avea la un moment dat, el tot încerca să-i facă o cioacă domnului Dinescu și eșa fum, știi? Eșa fum așa prin buzunar, deci nu vedea Deloc, tot încerca, mamă, dar ce cald e aici, ce se era așa întâmplă, așa e. ce nu știu ce, și Dinescu, Dinescu nu, nu, nu vedea, bă, nu vedea, deci nu vedea și era, era foarte fan știi, că e așa, e dar ce cald e aici în bucătărie, Dinescu făcea acolo, era cu prins cu, nu, cu portocale, ce făcea cu portocale, știi, da, da. și tot eșa, bă, și nu vedea, deci nu, nu interacționa deloc. Da, dar Ați avut vorbit. și dialog sau a fost -am un avut, monolog al lui? -am, -am, am vorbit. Pe mine mi se părea foarte rău că sunt în fața dumneavoastră și nu conta că ne-am făcut și ce numere de magie. Vreau să zic că o chestie inteligentă și am uitat-o. Probabil că o să-mi aduc aminte mai târziu legat de spectacole. A, ah, asta vreau să zic. Că fac magie de atâția ani și fac foarte multe glume. În general, spectacolele pe asta se bazează. Nu e un fel de magie clasică, să zic așa. Nu e o, o magie clasică pentru că acum nu știu dacă. Am o problemă de atenție sau ceva? Nu, nu, nu stai liniștit. Ești bine de tot. <laughs> Dar ideea e că mă plictisesc foarte repede, deci <laughs> de asta fac. Uh, Într-un spectacol de 30 de minute vorbesc 3 ore. Uh, și fac foarte multe glume și niciodată nu s-a supărat cineva pe mine. Uh, sau se vine să spună, bă, gluma n-a fost uh, cine știe ce. Și, mă rog, am simțit. Dar tu faci pentru copii și pentru adulți, separat scuze, sau faci de, pentru toată lumea? Cei care filmează. Eu vorbeam, corect? nu, ca să nu, că poate par eu nebun. Deci eu, eu vorbeam și ziceam o chestie sensibilă, așa, să zic da, emoționantă. Și Alex m-a întrerupt, mi se pare mie, ați filmat asta, e înregistrat asta? Nu, nu, oricum n-am pornit de înregistrat de la să început. Cum trez... după trei ore, să zic, n-aveam cam, să mai întâmplă. Dar no, să știi că s-ar putea, se... să te, putea, să te, putea să te sune Silviu mai târziu și să zică, băi Marius. Silviu? Da. Ah, ok Băi Marius, ne pare rău, dar nu s-a tras Deci uite Hai că, că nu s Eu știu foarte clar ce am zis, știu foarte bine dar asta vreau să zic că sunt Nu știu cui aș putea fi recunoscător pentru chestia asta. Că fac foarte multe grume și oamenii efectiv râd la ele. Pentru, poate pentru. Adică n-am -am nimic în spate, nu am ceva. Uh, un plan 2, să zic așa. Vă dăm, dacă merg la un eveniment și este un domn mai gras, de exemplu, nu se zic niciodată. Adică nu o să mă leg de greutatea lui, dar dacă este cineva foarte slab, îi rog pe cei de la bucătărie ca înainte să plece să-i pună ceva la pachet. Și atunci lumea, nu, nu știu de ce oamenii la chestia asta, dar nu se simte nimeni deranjat de faptul că l-am făcut păsta slab. Și sunt o grămadă de, de, cazuri din astea în care fac glume și toată lumea râde. Și încă nu am găsit care este explicația acestui lucru. Dar vreau să ne întoarcem un pic la domnul Retas. Lasă -mi microfonul la jos, că... pentru ce mai stii? Da, sunt foarte... Am avut ieri un spe... Vreau să zic, o chestie. O să de mă după aia la domnul Retas. Stai puțin, că vreau să am foarte mult... Sunt foarte multe chestii care mi se întâmplă. Am avut un spectacol, am un număr de magie cu cinci bile colorate. Sunt într-o cutie și spectator... uh, iau pe scenă 5 copii și spectatorii, copiii iau câte o bilă din cutia respectivă, o ascund și eu zic ce culoare are bila respectivă. Am avut spectacol la Galați, la Teatrul Fanitar, din Teatru Dramatic. Uh făceau angajații drame pe acolo, dar nu mai contează. Așa și uh, nu, am prins gluma, okay. dar... E, e, Silvia, e okay. Silvia, domnul da. Silviu a prins-o, dar... Așa, și... Bun. Mă opresc, așa, Bun. și... Bun. Da, știu, mie îmi place. Le-am zis spectatorilor să nu faceți o dramă. Și am luat cinci copii pe scenă și am zis, prima fată a fost... A, a, Irina, parcă, o cheamă. Și am zis, Irina, eu mă întorc cu spatele, eu au luat o bilă, a venit al doilea, Eduard, și tot așa... Mă duc la, vine Irina, e, pentru că ești îmbrăcată în galben, bila ta este albă, să zicem. Mamă, toată sala... Bă, cum ai culoarea? Uh, Eduard, tu ai cumva bila roșie, și Eduard, era un bățel foarte drăguț, cu ochelar atât de frumos, 5 ani, ce mâna la pantaloni, îi trage așa un pic în față, bagă mâna prin pantaloni, deci vă dau contul de onoare, am avut impresia că a băgat-o până la genunchi, și începe și caută ceva pe acolo prin pantaloni, vă impresia că are 15 bile și vrea să-ți caute pe ata și scoate din pantaloni bila care de fapt era roșie și mi-o întindea așa în mână. S-a rupt sala, deci a stat, a, stat, a stat acolo cu mâna în pantaloni, vă dau cuvântul, am crezut, deci părea că este un moment de actorie. Deci atât a suspans când a ridicat mâna în aer, în aer și a fiat, ce face frate cu mâna aia? Și după care a ridicat mâna, o duceam și mă gândeam, bă, bagă mâna în buzunar, probabil, că unde mă, bagi bila în buzunar. După care cu mâna elaltă și-a tras pantalonii și-a zis, nu cred că bagă mâna în chiloți. Deci el nu a băgat mâna în, a băgat mâna, se vedea clar că bila aia este pe lângă puță. Era clar că a, băg și a băgat-o și când sala a văzut că la bagă mâna și caută și molfă, e ce făcea acolo și a scos-o așa frumos și mă și încurcat să -a, truc. a zis, nu cred așa ceva, m-a blocat total. E Între rarele mă. momente când Cineva m-a zis, nu are cum. A, deci a luat aplauze, a fost absolut senzațional După care, peste un minut, am mai scos și o piesă de. Uh, o piesă de. Uh, o, piesă de uh, o piesă. nu, o piesă din aia de, de Lego. A scos o piesă de. Păi, și aia unde o aveai? Tot acolo. Și nu cred. Că a, avea o piesă roșie cam așa de mare. O avea acolo în chirăți. A fost, a fost efectiv adorabil. Și am simțit nevoia să povestesc asta. Da, Oate chiar pot să mișto asta. Vă dau contul, deci chiar nu -mi mint a făcut chestia asta. Am zis, băi, n-are cum. <guppie> și când a plecat, i-am zis să-mi să învețe să, -nveţe, să, -nveţe să, -nveţe să, -nveţe să, -nveţe să buzunarele, să nu mai. Să nu <guppie> mai. să, scriu, să facă buzunare mai lungi da, dacă vrea să bagi mâna până la cot, dar nici chiar chiloții, na. Da, a fost foarte. Domnum, ce, <guppie> ce părere ai despre ADHD și despre pastilele despre ADHD? Că <guppie> pe cineva care știe să vorbească despre chestia asta. Și acum, o altă chestie pe care vreau să o mai spun, dacă mai avem timp. Da, spuneți-mi dacă nu mai avem timp. După ce a murit profesorul meu, în 2008, au rămas foarte multe. Am foarte multe chestii acasă de la dumnealui. Asta vreau să întreb dacă a avut, da, din păcate, un de atunci. Am foarte multe chestii de la dumnealui și foarte multe au ajuns la mine, absolut din întâmplare. Am Prin un prieten foarte bun? Sau? Nu, 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 am un prieten foarte bun. Multe au fost furate sunt foarte multe care au ajuns în altă parte, din păcate nu știu unde au ajuns. Uh, unele au fost furate. Am un prieten colecționar, Cristi Dumitru, are și un muzeu al jucărilor. Puteți să mergeți la muzeul de istorie să vedeți ce colecție de jucării din perioada, din de la 1900 până la 1989, absolut senzațională, care a găsit la târg, la, pe Valea Cascadelor, foarte multe obiecte de ale dumnealui. Și după ce a murit, uh, domnul Retas, am început uh, nu știu, la o perioadă mai căutam chestii despre Dumnealui Penet. Și uite așa am găsit prima trusă de magie retas. Am găsit-o pe net în 2013. Am găsit-o la ora 10 seara, într-o marți, pe un site de ăsta de vânzări. Și fusese pusă dimineața la ora 10. Și mi-am venit să vă caut. Și am început încet, încet să caut. Așa am ajuns și la Cristi și am găsit chestii. Și la un moment dat tot căutând chestii despre... Totul s-a întâmplat după ce am murit. Am găsit afișe de magie cu dumnealui și la un moment dat, tot căutând chestii, am găsit această carte, se numește Iluzionist, Biblioteca Aretas. Dumnealui era și colecționar de cărți de magie, pentru că până să apară cd evident, de pe la 1850 încoace, magicienii au început să scrie cărți. Da? Primul care a scris cărți se numește Robert Huden. E prima carte, se numește Părintele magiei moderne, cam 75% din mecanismele care se folosesc în în iluzii au fost inventate de de, de el, era ceasornicar. Și uh, domnul Retas a colecționat cărți de, de magie a și donat o parte o parte din ele. Uh, Această carte este o uh, colecție de reviste care se numește Reviste iluzionist de la 1908 până în 1913 și am găsit o în anticariatul numărul 1 care este pe la universitate. Uh, și când am intrat, iau o tuturor frumos să deschizi. Așa, și când am intrat acolo. Nu, nu pățești nimic, nu. A și a când a am a intrat a acolo, uh, pe prima pagină, dacă te uiți, este un articol despre un magician pe nume Marius. Și exact, da, a fost foarte tare. Scrie Marius. Da, se vadă. Da, uh, a fost wow. Deci este Marius. Da. Uh, iau asta cu mine, dectora Marius. Și zice, zice de tine? Ele. Nu zice de mine, dar na, zice de... Aici se vorbește mai mult despre despre un grup de umor care o să apară la un moment dat. <coughs> diniaș. Da, exact, diniaș. Da, da, da. Uh, când eram copil, mă uitam la voi așa din inăție. După ce am crescut, am început să înțeleg uh, cuvintele. Umorul vostru și e foarte tare. Ce faceți? Uh, Mulțumesc mulțumir, frumos! Uh, uh, am o grămadă de momente... Am, îmi plac anumiți comici și fiindcă îmi plac foarte mult, uh, fac, fac o obsesie pentru ei și mă uit uh, repetitiv așa la momentele lor, mă uit de zeci de ori. De exemplu, uite, la grupul Divertis, uh, tu, nu, nu, nu știu dacă erai, atunci la primele unități de exemplu, nu erai pe scenă, în 91, mm. parcă, uh, 91 sau. Uh, cred că am văzut în momentul ăla, cred că l-am văzut de vreo 30 de ori. Care anume? Când sunt, sunt invitați la un intergrupul actorilor de figurație. Nu mai țin minte. Doamne, este absolut, absolut senzațional momentul ăla. Cred, domnul Guri pascu face dublaj cu Hamlet din Bulgaria. Aia da, da. 93. Este. 93, da. E ăla, ăla, ah, ăla. și Cristi îi face îi da, face capul. Da. Face capul. Deci face capul, Hamlet. Îi se pare exact. se pare sensațional, nu știu cum. Noi ne distream Știi de cum, a, cum am ajuns la Și scuze mă, scuză mă. -o te tot să dau cuvântul. <laughs> uh, și mai un alt moment pe care l-am văzut în și este cel cu animalele mici fără frontiere. Uh, ăla e. <laughs> Când. Uh, uh, doamne, ce? Deci, cum rădea sala acolo, te uiți la momentul ăla mai mult pentru sală și. Ce, ce păcat că nu sunt păstrate cum ar trebui toate aceste uh, filmări. Păi, nu mai există. Drepturile de autor Apun, sunt poate. ale televiziunii și m-au întrebat și colegii cum putem face. Noi, nu aveai cum să pui un canal, de exemplu, pe YouTube în care să monetizezi, pentru că nu mai sunt drepturile tale. Drepturile sunt ale televiziunii unde le-am filmat. Și da, e păcat că televiziunea nu. Nu mă întreba pe mine ce face cineva care e posesorul a drepturilor de autor pe acea chestie filmată. Uite, în 2005, când a luat, a luat premiul Uniter, domnul Retas, după ce a murit, am vrut să fac rost de filmarea respectivă. Iar, mi-am să aminte, noi am făcut examen în anul 1 de magie, își pe Lucian de la facultate. Știi că filma la toate examenele. Are, da. Și filma și după ce a murit, băi, n avem și noi filmarea acolo. Primul nostru spectacol. Și după ce am murit și am dat de Cristi, colecționarul de jucării, și am primit acele uh, foarte multe, mi le-a dat mie, mi-a zis, bă, uite, eu am dat pe ele atât, ți le dau ție, ne-am prietenit foarte bine, ți le dau ție, dar măcar dăm banii pe care i-am dat, pe nu lucruri. vreau nimic în plus, că mie nu-mi trebuie, că astea sunt chestii de nișă, ia-le tu, ți le dau ție. E, printre toate obiectele alea era și caseta... Cu examenul nostru din anul întâi, de când am făcut la Incredibil. Primul spectacol de magie. Dar cum mai frate să fii Cineva vândut? Cineva din familie? Și vândut. Nu, nu știu, Din școală? Nu am nici cea mai mică idee. Și la primul examen, de primul spectacol de magie, erau așa, în, în public. Era public, deci venea ce nevoie. Am făcut în sala 306B. În primul rând, domnul Retas, Florin Zanfirescu, Doruana, Adrian Pintea, Radu Gabriel... Valeria Sitaru, Lumila Patanjoglu, deci erau o grămadă de oameni și era absolut senzațional, și de asta încurajez uh, și părinții să-i dea pe copii să facă uh, cursuri de actorie și magie, pentru că uh, eram efectiv ca un, un copil. Deci eram un copil, aveam în fața mea atâtea somități, atâtea actori mari ai teatrului și făceam, iar eu eram un chiar eram un neca eram un puș de 20-19 ani și făceam, îi, îi, prosteam în ghilimele cum voiam noi cu cărți de joc și cu ce mai voiam și se mirau exact ca niște copii și ne-am zis, Doamne, câtă, câtă încredere poate să-ți dea ceva ce știi doar tu să faci și ei nu știu să facă. Era senzațional, era. Era senzațional. Așa, și pe ne-am mutat în, uh... <laughs> Rau, da. Cred că am ajuns de Raho, bă, nu? Da, da, da a fost foarte tare uh, această Dar ne mai faci străieță. și nouă ceva sau? Ei, ce, 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 păi da, asta e ce, a, a, de a ce a a apară de să zic. În afară ca să sară bă, în aer, asta. Păi mi-e și frică să mă mut de aici, o să mă pui să-ți stau cu asta. Stai aici să mă mut. Uh, mai merge să mai îndoaie? Sunt doi. Sunt doi niște de ulei tu. de măsine. Fă ceva frumos aici. O să fac ceva. Asta. O să stăm de vorba cu un coleg și cu. Tot timpul mi Asta e că scos ceva, nu, asta nu e bună. Asta o să iau, că le iau, că asta de... le că Am venit cu ghiozanul pentru că, na, oamenii, de exemplu, poți să faci magie din orice, tot așa, cu domnul Reta să zic, că o foarte, mă lua pe, pe cu dumnealui peste tot și chestia asta m-a învățat că poți să faci un mic moment artistic din orice, de exemplu, poți să faci un moment de mentalism cu girafa. O chestie de 5 lei pe care o faci la spectacole și oamenii râd de legat de chestia asta, da? așa, asta este una. Așa, aici e un pachet de cărți care explodează și asta, nu explodează. A, alea Trebuiau să explodeze ce e băgat unul. păi tu mai le-am le adus pe toate că din patru explodează una. <coughs> și atunci toti puteți să ai de rezervă absolut, absolut. e o chestie normală adică dacă ce e foarte tare că nici nu contează dacă îți ies trucurile știi nu e ca și cum uh, știi, mai. a nu ți-a ieșit asta și mai zic se mai întâmplă să nu-mi iasă știi? dar de unde știe lumea a? ce trebuie să-ți iasă nu, nu de exemplu nu ghicesc cartea știi știi nu ghicesc cartea să zicem nu ghicești o carte și zic asta e cartea și ei zic uh, nu nu e asta și zic asta e. Ce sunt mare chestie. Banii au fost plătiți, nu mai contează, nu poți da înapoi. Adică nu e. Ce, se, schimbă viața ta. Chiar și dacă ziceam în cartea, se schimba viața sau ce crezi? Nu, tot asta făceai. Deci nu e nicio tragedie. Sunt unii care, cărora dacă nu le ies trucurile, e o chestie foarte. Dramatică. Nașală. Da, ceva, și știi, chiar dacă nu ești la dramatic din. Așa. Și. Uh, a făcut callback, Ii. mă. A făcut da, callback da, da. la, la teatru Fanny Tardini și la gluma, știi? Da. da. Stai că nu ne uităm, noi trebuie să fim cu ochii da. burbucați Uite, acolo ca, exemplu, ca să ne râdem. O, o chestie... Am amestecat tu te rog frumos pachetul. te electrocutează. Nu, mă. nu... Te electrocutează acum. Trebuie să... Gata. Da. Și acum taie -le în două. Cu o maestrie ieșită din comun, Alex. Nu, știu, nu? Eu nu știu să fac ceva Deci știi cu poker înseamnă că Nu, nu știu e, cu, Pokerul este o altă meserie E cu totul altceva N-au nicio legătură fa... una cu alta uh, Exact Să se audă la microfon Puteam să fac eu din voce Frrr, Știi? Trrr. Uh, și uite de exemplu Tu l-ai amestecat Un moment uh, Și Scuze Stai să zic, zic ceva spune. de teatru dramatic Da Ok Ok, repede Bun Zi stop undeva Stai așa Stop Aici? Da Iar ea ia. Stai puțin șapte de treflă. A trebuit să... După șapte era o regină de roșu? Da. Și au fost amestecate de Alex. Dar da. s-a uitat la el. La care? Și cum ar face băiatul la păi da. Băiatul la care limită senzațional pe David Blaine? Păi asta zic. El la amestecă și e o tehnică în care memorez ordinea trecului pachet de cărți. Foarte rapid. Very nice. Știi? Stai puțin, mai fac o dată. Ok, Dar de lui Silviu să amesteci acum. Acum. La asta? Da. Stai. Șapte de negru ar trebui să fie un as. As. Exact. Uh, cât am de plată la, la întreținere? Păi nu sunteți întreținut? Nu. No. Ah și un film, da. Adică da. întreținut sunt de familie, asta e limpede, dar cât vine factura la întreține? Câte camere aveți? Multe! <laughs> Uite și asta. asta. ia, este ia, o, asta ia este asta. Este o iluzie cu, știi, când bagi degetul aici așa pe și... și îți stai degetul? și stai de, da, poți să bagi, da, bine, depinde, mă rog, eu nu bag degetul, de a, nu că primiți sigur mentai. Ce mai? și în celelalte două pachete, ce uh, asta, acesta, asta, două pachete ce sunt? asta, acesta, două pachete? păi după cum se poate vedea cu ochiul liber, sunt două pachete de cărți de joc. Și fac același lucru ca și ăsta care-i scos? Sau păi, toate fac te ca loc, nu, da, nu, nu, ies, nu, nu, nu e să vopsea sau nu, 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 e să sau porumbei? Nu, sau... cărți de joc, sau... nu, 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 nu. Ok. Nu șoareci, nu nici porumbei, sunt căzi de joc. Faci uh, și cu animale din astea? Adică ai, în, acolo ai și animăluțe cu care le... Nu, -am, o, singură dată am lucrat cu, o singură dată am lucrat cu animale, tremuram și eu și eu, le să nu mai fac asta în viața mea. <coughs> și a fost, a fost ultima oară. De efectiv simțeam cum tremurei purile și asta am... Și am zis, nu, nu pot să... Dar sunt e... un pic chinuite animalele, uh, nu? Mă rog, pic. e, e showbiz. nu ai ce ah. să faci. Da. Și actorii sunt chinuiți. Da, dar nu sunt fierți la final, exact. Dar se mai întâmplă, se mai întâmplă să îți moară porumbelul într-o cutie sau ceva, știi? să scoți de acolo și să vrei să zboare și el este... Știi? Dar nu, acum asta cu lăsând gluma la o parte. Așa? nu sunt chinuite, sunt, sunt, foarte îngrijite animalele pentru că trebuie să Trebuie să, se atașeze într-un fel de tine și nu, se obișnuiesc la un moment dat... Cu munca grea. Să obișnuiești și nu, 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 sunt, nu sunt chinuite, nu, chiar nu. Adică cei care... Am un, am un amic, Paco, magicianul Paco, de exemplu, care are doi papagali, nu doarme cu ei în pat, dar doarme cu ei la capul patului. Adică atât de așa legătură au și merg peste tot împreună, le dă drumul, i-a adresat și sunt ca... Sunt niște, eu specie de papagal care am înțeles că nici nu, nici nu prea are acceptat, de exemplu, alt animal, a devenit foarte geruși pe alt animal, adică zi că, zici zi că poate să intre și în depresie papagalul dacă nu-i dai. Și ce faci când pleci? Îl întrebam, păi nu plec, nu plec nicăieri fără ei, pentru că dacă îi las două, trei zile singuri, intră în depresie. Adică? Mama. Da, da, da. Ea a pe bune? Da, și în povestea niște, wow! Adică e, e foarte greu, scuze, mă că e nimic, ok. atunci când nu mișcă microfonul, îți mișc și tu microfonul Și cei care lucrează cu animalele dau foarte mare. Așa, așa am ajuns la primul magazin de magie din Istanbul. L-am văzut, era închis, era într-o sâmbătă și duminică m-a sunat cineva, vino repede că a venit magicianul să și rănească porumbei. Știi? Și m-am dus acolo și l-am cunoscut pe domnul Erdem Bulungirai. Domnul Burungirai. Da, e primul, e primul magazin, că există magazine peste tot, de trucuri, de te duci și cumperi ce ai nevoie ca să poți să faci un spectacol. Da, bine, numai. tu degeaba ți -le... Ți le cumperi dacă nu. Dacă în primul nu, rând, te antrenezi dacă nu și dacă ești, nu știi despre ce e vorba, nu? Dacă nu ești uh, pasionat de chestia asta, te poți duce acolo și te uiți ca la Cai pe exact. pereți, deși n-am văzut în viața mea Cai pe pereți. Dar, uh, dar dacă nu știi ce să ceri, nu ai nici nu știu ce fac trucurile alea. Am fost la un magazin de magie în Bruxelles și vânzătorul nu știa să-mi explice ce face fiecare truc. Ceea ce a fost pierderea lui, că vreau să-i niște bani. Dar dacă nu știa să-mi spună ce face fiecare truc, pe lângă, pe lângă efectul de, pe și care... Și ce era, doamne, iartă-mă, el de ce era acolo? Păi, da, asta mă întrebam și eu zic. Pe bune... Păzea alea sau da, ce? Da, era vânzător și că... Dar tu... tu avea un sertar, scuze, mai avea un sertar unde erau toate instrucțiunile și zic, păi, așa le ții, ține, da, am acasă... N-am numărat, dar cred că am peste o mie de trucuri și da, le știu la fiecare ce face în parte. Păi, de, at de atâția ani și strâng pentru că... na, atât câte Chiar am Chiar am foarte multe spectacole, poate să sune un pic arogant chestia asta, dar chiar nu, hey, e. Nu. am alte spectacole. Am foarte mult, chiar am, dacă am, dar tot ce, un mare procent din ce câștig din spectacole, reinvestesc în alte chestii și investesc și investesc și se întâmplă, uite, înainte de pandemie, a început pandemia, în Anglia este o convenție de magie foarte mare, unde vin magicieni din toată țara, un fel de cum e Târgu Gaudeamus. Exact așa, sunt cu tarabe, fiecare poți să cumperi, vezi spectacole, vezi mari magicieni ai lumii că sunt invitați să țină spectacole. De exemplu. și sunt, poate să intre oricine sau doar magicieni? Nu, poate să intre oricine, poate să intre efectiv oricine. Uh, Acum doi ani când am fost, exact în început pandemia, l-am văzut pe Lance Barton, care este cel mai mare magician, uh, e singurul magician care deține gradul de cavaler al magiei, este un titlu care se acordă unui singur magician și magicianul respectiv îl păstrează până când, uh, până când moare. După care îi se dă unui alt. Uh... Mamă, ce tare e asta! Da, este o lume, este o lume absolut fascinantă și mi-ar mi plăcea ca oameni români, ca cei a, așa, să se intereseze mai mult înainte să dea cu părerea despre ce vă la televizor sau mai știu eu ce. Pentru că e foarte frumos. Și scuze că vă uh, întrerup pentru a osta oară. M-am dus acolo, nu știam că o să înceapă pandemia, se vorbea de COVID, nu știu ce, dar m-am dus acolo, mi a încheltuit toți banii pe care i-aveam, deci nu am m-am mai împrumutat de la un prieten și m-am întors în țară, că știam că mai urmează să am, aveam spectacole programate, m-am întors pe zero, deci nu aveam niciun ban, deci dacă cineva îmi cerea un leu, nu aveam să-i dau un leu, m-am întors cu două trolere de magie. M-am întors, am avut o problemă, a trebuit să stau în spital 8 zile, mi s-au anulat toate spectacolele, că a venit pandemia și nici nu mai aveam voie să depun efort și ce fac, am rămas cu două trore și, și nici nu am zis ce fac, am zis, "Ah, ok, hai că vedem noi, eu sigur o să apară ceva. Și tot ce a apărut, în tot ce a apărut după asta, am folosit ce mi-am luat cu banii ăia de acolo. Și pentru spectacole online erau foarte multe numere de magie care se pretau la chestia asta. Și am zis, mă, ei Deci cred că există o stea norocoasă. chiar dacă este acum în Liga a doua, sigur este... <rătă rătă> are foarte numele Marius. Da, sigur. Da, 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 eu, eu, zic că e profesorul meu care are grijă de mine. Dar tot timpul, într-o, la un moment dat n-am avut, n-aveam spectacole, nu mai avea nimic, nu mai avea niciun spectacol. Și am sunat singur, am început să sun, cred că 2012. Am început să zic, bă, n-am niciun spectacol, ce fac? Și am început să sun la toate grănițele particulare din București și mi-am programat 20 spectacole. <gântuia> adică în câteva ore. Și atunci când am făcut chestia asta, am zis, bă, nu o să am niciodată probleme cu banii, o să am tot timpul să am din ce să trăiesc. Încă atunci a fost momentul în care, să zicem, de ce m legat, de ce mai ai întrebat mai devreme, când am zis, asta este, gata, știu ce am de făcut. Și dacă la un moment dat nu o să mai pot să fac magie, o să fac mobilă. Știi cine râde de ce și-a aminte? Așa, <laughs> Da. Voi vă știți cu ceilalți, ai zis că particip la uh, târguri din astea internaționale de magie, sunt cunoscuți cei din România în alte țări? Că tu îi știi, bănuiesc pe ceilalți, eu dar ești cunoscut în afară? Nu, 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 nu. nu. N-ai avut niciodată posibilitatea De exemplu, sau dacă mă prilejul? duc în Ungaria, o să fiu oprit la graniță ca o amendă neplătită. Dar altfel, nu, nu am avut prilejul să fac spectacole în afară. Pentru că eu, eu vorbesc în engleză, să zicem, dar vorbesc în engleză, pot să fac un spectacol în engleză, dar felul în care îl fac în română, se bazează foarte mult pe improvizație, nu are și la fel dacă l-aș face în altă limbă. Deci și în Dubai, cum te ducezi? În ce limbă vorbești? Făceam în engleză, dar nu e și la fel, adică nu e, glumele nu vin în loc de 10 îmi vine una. Probabil dacă ar trebui să fac în engleză sau franceză, probabil că m-aș pregăti, aș pregăti tot, tot textul și aș face așa. La România o talent când am fost, că sunt, am fost de două la România o talent, sunt, sunt dublu finalist România o talent, am fost de două ori în finală. E, e un caz unic la, în istoria emisiunii, că nu, mă rog, nu mai contează. Așa. Păi înainte de 2019 mai fost? Nu, am fost în 2019 și în 2021. Anul mm. trecut. Și... Acolo a fost, singura oară în, această, în acești 18 ani de magie când, am, când mi-am scris textul și n-a fost improvizație deloc. Tot ce am, cred că am băgat la un moment dat o chestie, o propoziție sau două, le-am băgat în plus că deși mi îmi veneau foarte multe să le bag dar în timp ce îmi făceam momentul mă gândeam la moment și, mă, și tot timpul în mintea mea rula să nu spui nimic în plus, să nu spui nimic în plus, respecte textul, respecte textul, respecte textul. Și a fost singurele momente, șase momente, că trei cu trei, când am făcut exact cum, 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 am scris și am respectat chiar și virgulă și tot. Adică fost, și a fost, și la române un... ai, ai, au talent, există e o ierarhie? Cum adică? Adică să primul, bun, dar există locul 2, 3, 5, 7, nu, nu, nu. nu. Primul locul 2, locul, 3. Când am fost la acolo știam că nu o să câștig, nici nu m -a interesa să câștig, nu mi-am propus nicio. Deși prima oară am luat premiul de originalitate, pe mine mă interesa să particip, să ajung până în finală. Mă interesa că să am vizibilitate și să fiu lăsat să fac ce îmi place și lumea să vadă chestia asta, să, să bine dispun oamenii, cum s-ar spune. Și am avut noroc și am fost lăsat și prima. Adică Publicul m-a votat și prima și a doua oară și am făcut ce Asta făcut. e bine, nu? Da, da, da. Și a fost chiar a fost un pas înainte foarte important. Și mea, E foarte. Și acum, la teatru, e bine când ai un loc. Pentru mine funcționează chestia asta, că atunci când am un loc sigur în care pot să fac un spectacol, atunci am și imaginație pentru a putea face ce am de făcut. Dacă știu că merg așa la întâmplare, lucrurile nu funcționează chiar așa. Păi cum să fie la întâmplare? Că doar știi toate spectacolele pe le care le-ai de eu, dar de exemplu am acest spectacol Magii tot sunt eu, se numește la Teatrul Dramaturgilor pe care l-am început într-o formulă cu un anumit număr de magii, de trucuri cu o anumită mișcare, un anumit text și joc de 2 ani și acum e cu totul alt spectacol pentru că tot timpul îmi vin idei pe care trebuie să le bag în spectacol și normal dacă mai aveam încă un loc, o altă scenă mai făceam un spectacol și acolo, pentru că îmi dau seama că vine, când încep și fac chestia, da, se întreabă mulți, uh, mulți zic, bă, dar cum îți vin ideile astea, dar aceste idei nu vin pe loc, îmi vin în urma celor 18 ani pe care, în care eu numai asta am făcut și făcând chestia asta, automat, n nu, eu nu cred că poți să faci ceva și să nu, uh, să nu te dezvolți la un moment dat, nu cred că poți să rămâi, bine, dacă vrei chestia asta automat îți se întâmplă ceva cu tine și ei zic, păi cum, doar atât îmi cer pentru 30 de minute, eu îți cer pentru 80 de ani, nu îți cer pentru 30 de minute. Înțelege chestia asta? Și după aia zicea, pare rău că nu te-am pe tine să fii sănătos. <laughs> știa, îmi pare, că -am că am pare cu rău că nu te-am cunoscut acum 18 ani, că era mai ieftin, nu? Da, da, ceva. Primul spectacol pe care l-am făcut, -am, am fost Harry Potter la o petrecere pentru copii. Făceam două Harry Potter cu barbă, tu dai seama. Nu, că aveam barbă atunci, eram în facoate și mă bărbiam, eram, chiar, chiar eram să cu Harry Potter. Uh, și ăla, a fost primul spectacol când am luat bani, mă știu, am luat 50 de lei sau 100 de lei și am făcut vreo două ore de animație și eram Harry Potter și făceam, mamă, simțeam atât de penibil. În Harry, niciodată n-am crezut în chestia asta cu personaje. De ce să-i mințim pe copii că vine Spider-Man când de fapt știm că e un băiat îmbrăcat în Spider-Man? Mai bine vine cineva și se joacă cu mine așa, mă gândesc. Deși mi-ar plăcea să vină Catwoman. Deci ai și tu ale tale, adică Catwoman ar fi ok. Sau da, femeia kept, uh, asta, Captain, uh, a, femeia fantastică. Da, 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 da Max te da, da, da. Captain Marvel. Mi-am pus două cravate pentru că asta are iepura și asta are doar inima, asta are cărțile de joc și asta are iepuraș. și am zis să... te să-ți da. să faci propriul podcast în care să vorbești numai tu? Nu, e plictisitor. Nu e. băi, nu. Nu te judeca. Nu e adevărat. Nu, da, bă, ziceau... Podcastul ăsta o să facă cel puțin... 500 de ziuri. 10. 20 de vizualizări. 10, hai, ai, 20. Nu, dar am pun toți prietenii să se uite. Am 11.000 de urmăritori pe Instagram. Gata. E Gata, s-a făcut. Zic că oamenii, bă, când mai ai spectacole, și le zic nu am spectacole și zic că nu pot să vin. <laughs> Să facem oare niște rubrici? Mi-e și frică să zic. Dar de ce? Da, e foarte bine dacă i-am face niște rubrici omului. Da. Ca să-l băgăm ca să Mi -mi -mi mai fric, aște. Să asculte și niște întrebări din partea noastră. Dacă e posibil. Uite, de exemplu, e, e, există, știu că la magie există un fel de Oscar la magicien, nu? Sunt azi... foarte multe concursuri. Sunt de magie multe și concursuri. și campionat mondial de magie. A, da. Așa. Hai, să presupunem că primește. Uh, invitație. Un... Un Oscar pentru magie. Da. Deci premiul cel mai mare de magie. Ăsta este premiul cel mai mare da? la categoria ta de vârstă, bineînțeles. Da. Și-am dorit îl iei în mână și așa cum se obișnuiește când primești un premiu foarte mare, ai 60 de secunde la dispoziție ca să mulțumești cuiva. Nu știu, cui vrei tu, că unii la producții, păi la mulțumit. Suții. Până acum am zis. N-ai mulțumit n-ai, nică... vorbit doar despre tine atât, nu? Scuze. Am vorbit și domn, despre domnul Retas. Da, ok, dar... Păi ai... cine vrea să... Adică v-ați schimbat să vorbeze despre cine? Adică... Deci ai primit acest... <laughs> de cine despre, despre mine de cărbune am vorbit. Așa. Da. Deci ai primit acest premiu, ești în fața uh, publicului care toți sunt cei mai buni magicieni și totuși tu ai primit, ai fost ales cel mai bun magician din lume în momentul de față. Ce cuvinte spui? Poate nu vrei să mulțumești, poate e ceva fără trucuri, sau poate zici un truc fantastic, te schimbi în femeia fantastică de tot zici că le mulțumesc, mulțumesc familiei. Asta înseamnă frate, mamă, tată, bunică. Mulțumesc tuturor profesorilor mei, mentorului meu, tuturor celor care mi-au fost aproape. Îmi mulțumesc mie. Și cam atât. Are o carismă extraordinară, adică transmite formidabil și o empatie. Știi, și... Dar cum să mai mulțumesc? După Fii care eu? am o glumă pe care... Poți să o spui uh, dacă vrei. M-am gândit eu că dacă o să primesc premiul la un moment dat uh, și o să mulțumesc tuturor, o să-i zic celui care e lângă mine, cel care așa o să-i spun, o să zic stai liniștit, mai am timp, am vorbit cu doctorul și a spus că dacă țin regim cel puțin 50 de ani, așa că așa, după care o să mai scot ceva din buzunar și gen mai am timp, o să mai scot o chestie din buzunar de magie, așa o să mai fac o gulumiță, două și după aia o să, o să scot un sul de hârtie pe care voi spune că sunt uh, numero, uh, enumerați toți cei care am să le mulțumesc, un sul care se duce așa pe 10 metri. Și cam atât asta înseamnă de secunde cu tot cu duși. Foarte bun. Foarte bun. Fo bun. Aia, aia regia e cu... stabilită. Foarte bun. Regia e stabilită, trebuie doar să primești premiu. Da. Așteaptă, adică vom fi... Am luat premiu întâi din 3 până în clasa 4 după care am luat mențiuni La liceu n-am nimic. Și Așa. cu cuvai a înțeleg că baccalaureatul, care nu e chiar un premiu, dar este o validare pentru mai târziu. Da, nici nu ar trebui să fie. Nu știu de ce... E, cred că de la generație la generație e din ce în ce mai stresant acest bacalaureat. Nu știu din cauza cui, a părinților, a mediului care îi înconjoară pe copii, dar e oribil să fie atâta, că văd la școală la mine cum sunt și cu, și cu examenul de capacitate și cu bac. Mi pare așa, zici deci că se termină viața dacă... Asta e, ce să zic, parcă... Era mai bine cu 200 de ani, când aveau bac. Știi, măcar, știi, e un lucru. Bă, cred că se dă de și atunci ceva. Și acum 200 de ani nici aveam școală. Că cu zabă școala S-a interesat am S-a interesat. dat niște telefoane, am aflat da, când da, a băgat da, școala da. <laughs> da. Dacă toți suntem aici la canalul Happy Fish. Da, așa discurs, așa premiu, știi, plastic. No, -plastic da, da. scuză-mă, Când, știu, o da. Să, când o să fii tu cel mai tare, o să-ți dăm premiu cel mai tare, dar na. Dacă nici n-ai avut spectacole, cât-i frică să te prindă Bulgaria, asta e altă treabă. Dar am avut un spectacol pentru românii din uh, Jersey, este o insulă care aparține de Marea Britanie. Ce fain! Da, a fost foarte frumos. Foarte. Și uh, aia, a, a, știți, insula Jersey e un fel de. Am, insulele am auzit Caimari. de asta. E, e o insulă unde sunt foarte mulți români. Am avut spectacol acolo în decembrie, înainte de pandemie. Și am avut spectacol și a venit la mine cineva după spectacol și mi-a zis, eu te știu pe tine, te-am văzut în 2008 când ai făcut visul unei nopți de vară la Teatru Odeon. Ce am, mișto. crescut, am crescut cu Dănuț Avram în aceeași scară de bloc în Focșani. A fost foarte tare. Da. Și a fost emoționant. Alte momente emoționante din viața mea. <laughs> dar vezi că uh, a fost atât de... A fost foarte emoționantă uh, mărturisirea ta despre Jersey. Uh, 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 mă gândeam dacă poți să ne spui, fiind vorba de happy fish, Aici canalul de YouTube la care ne uităm cu toții, uh, și să presupunem că acest peștișor e cel care poate să se îndeplinească, la de aur care îți îndeplinește o singură dorință. Care este dorința uh, domnului uh, Marius Drăguș? Poate o dorință, așa să fiu cel mai tare, cel mai. sau poate ceva în, în afara domeniului tău de activitate? Uh, nu, mi-ar plăcea ca. Uh... cât mai am la dispoziție. Așa. Nu, mi-ar plăcea ca toți cei care mă înconjură să fie sănătoși. Atât. Ok. Foarte bine. Și acum începem în sfârșit interviul wow. pentru care te-am invitat. Noi terminăm de obicei, încercăm să terminăm de obicei nu te termin, termin tot timpul. podcastul cu un chestionar de 10 întrebări și vreau să te întreb care e cuvântul tău preferat. Poți să zic? Nu nu-i dacă. Care este cuvântul meu preferat? Da. Dacă ai unul, dacă nu... Nu am... Uh, un cuvânt sau o propoziție? Uh, adică zice vrei să Practic un... zici ce vrei tu. Păi asta am făcut alege, timp alege de două ori, asta adică zic. Alege nu tu. Și, nu puteți alege voi un cuvânt din ce am zis acum. Alege să... tu. <laughs> alege tu un, un cuvânt. Un cuvânt preferat. O propoziție sau... Fă ce vrei tu, practic. Mama. Frumos. Ai un cuvânt uh, care îți displace? Profund? Da. Poți să le zic, am mai multe. Te rog. Deci nu că îmi displac, efectiv mi-e scârbă de ele. Interesant și drăguț. Am avut, am avut o discuție interesantă cu drăguțul drăguș. Deci când cineva îmi spune cum a fost spectacolul, bă, e interesant. Doamne, vine să. Deci mai bine nu mai spui. Că e, e ca și cum zici, vrei să ieși și să bem ceva? Am putea. E clar că e nu. Ce mai că am putea? E da sau nu? Așa și cu interesant și drăguț. Bă, a fost drăguț. Mi-a... Știi, ca și cum te... Mă gândesc la, la, la maestrul Benjiu la spectacol și vă cum a opția? Maestrul a fost drăguț spectacolul. Chiar sunteți și eu. Bune? Știi? Serii? ai spus drăguț? Ești nebun? Doamne, ferește. Poate. Ce de, mă interesant, drăguț și bănuți ca în acest Bănuții, fac, la facturică. Bă, bună, Marius, uite, te-am sunat să zic că astăzi intră bănuții. Să... Ce te excită din orice punct de vedere? Alegi tu. Din orice punct de vedere? Da. Din punct de vedere sexual, din punct de vedere... Intelectual. Intelectual. Din ce punct de vedere vrei tu? Umorul. Ok. Ce stai e cheful? Ce-mi taie cheful? Greșelile gramaticale. Da? Da. Adică, dacă sunt pe punctul de a face ceva și apare o, greșeală, o greșeală gramaticală, se cade toată lumea. Este ceva, este groaznic. Sau dacă vreau să invit pe cineva în oraș și îmi scriu o chestie și cu 3 d Zic, mă, nu cred că a făcut chestia asta. Da, deci greșelile gramaticale mi se par. Ok, care, care e în ta preferată? Nu pot să zic. Ah. Nu, că se uită elevi, am elevi care se uită la podcast. Ok. Asta chiar nu pot să zic. Uh, ce, ca, nu, care este sunetul sau zgomotul pe care îl iubești? Asta e de la focă? Da, am plător focile. Uh, care este zgomotul pe care îl urăști? <laughs> Iubitori, am ajuns acasă. <laughs> no, 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 nu, 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 nu. Mamă, ce, se vor închide niște zăvoare, cred că, după asta. Nu, no, nu. No. Uh, <laughs> care este zgomotul pe care îl urăsc? Ăla, când pui capacul la sicriu. Bun. Dar tu ai auzit vreodată când să... să da, să... se mai scapă așa. Sau, nu, știi ce zgomotoresc? Când pleacă trenul. Ăla. Trenul vieții. Da. Metaforă. Ce de meserie, trate. în afară de a ta, ți-ar plăcea să încerci? Mi-ar plăcea să construiesc chestii. Nu știu, arhitect sau inginer. Da, mi-ar plăcea să fac chestia asta. Deci toate cutiile, toate cutiile pe care le-am sunt făcute de mine. Stau și miște. deci meșterești mi cumva da. adică, Altfel nu se poate Un magician trebuie să știi mecanismul ăla perfect stau toată ziua și fac chestia asta ah, dar am foarte multe chestii Cutii și nu știu ce, pe care sau și mi le fac singur acasă Ba, lemne, vopsesc, dau cu lac Ba, chestii, fac trucuri Mă gândesc cum să fac, da Da, stau și a, scuze, mă iartă, îmi cer scuze că fac chestia asta, o să râdeți. M-a întrebat la un moment dat, după ce, am, că dacă repetam foarte mult acasă și a, când mai merg și mai vorbesc cu, cu, cu deștia tineri să îi motivez, le zic că, că, acum, repet, nu știu dacă am avut eu o problemă sau că ai vorbit de ADHD sau aveam chestia asta, dar eu aveam foarte mulți colegi care stăteau și petreceau sau mergeau la băute sau mai știu eu ce făceau și eu stăteam acasă și făceam chestia asta de stăteam și repetam în camera mea puneam o muzică și efect stăteam pe un scaun într-un colț cu fața la perete ca și era calculatorul, stăteam și mă chinuiam cu mâinile să de multe ori, să mai întâmplă să stai și degetele de la cărți chiar e adevărat, nu glumesc, să te doare mâinile, să faci febră la degete și apropo de cât de cât de mult te poate strica anturajul și după atâția ani unii au ajuns cum au ajuns și eu pentru că am stat, adică cred că le zic tuturor, fiecare ar trebui să petreacă atunci când e de petrecut, dar până să ajungi să petreci, mai întâi trebuie să muncești pe brânci ca să poți și culege lauri, știi? cum Exact cum zic și sportivii de performanță care muncesc. Și cum a zis, că, la urmă, și Uzi de la BG Mafia. Da. Uh, și cum s-a prezentat Chiedi. Da. Mă numesc, mi să atac primul loc în top să-mi iau bani. Așa, și apropo de faptul de că ai zis de Beauty Mafia. Te rog. Da. <laughs> okay. și am ceva și pentru dumneavoastră. Da. Vă cheamă Silviu? Mai aveți și alt nume? Ovidiu? Trebuia să ta. știi asta. Ovidiu, da? Asta e pentru tine. Să e ratul, nu? Da, dar mă rog. Dacă n-am avut nici Și <laughs> <laughs> Ce meserie în afară de a ta nu ai face sub nicio formă, nici cu pistolul la tâmplă. E, cu pistolul la tâmplă aș face orice să nu... Să, să nu mai... mergem până acolo. Ai, da, da, adică degeaba zici că nu aș face asta niciodată, dar... Ce, nu aș face, ce meserie nu aș face niciodată? Nu, cred că aș face orice meserie. Nu am o meserie pe care nu aș face-o. Okay. Dacă aș fi nevoit să fac... Când eram mic, de exemplu, îmi doream să fiu gunoier. Și mi se... Nu înțeleg de ce la noi în România această meserie este așa dată... Adică, mi se pare foarte frumos că faci curățenie pe stradă, adică menții orașul curat, nu deci, adede... Corect. Nu e nimic rușinos să a face chestia asta. Mie îmi place să fie curat la mine casa este lună. Stau și frec tot timpul trucurile alea. Că... Nu aș fi zis că ești un om care... E, va da, crești <laughs> și plante, am o grămadă de flori, îmi plac florile. Mi-ar plăcea, mi plăcea, am zis că mi-ar plăcea să mă mi-ar plăcea să lucrez și în agricultură, să cresc animale, să fac chestii de genul ăsta. Mi se pare foarte frumos și foarte relaxant. De multe ori stau cu, adică e mai bine stai cu animalele decât cu oamenii. Marius Drăguș, dacă Dumnezeu există, ce ți-ar plăcea să-ți spună în momentul în care v-ați întâlni la porțile Raiului. Asta în condițiune care voi ajunge la porțile Raiului. Da? Ai luat-o până acum pe drumul ăsta? E cam așa să... Da, nu știu ce... Ce ar să spună... Uh, să zic că... Uh, alege o carte. Foarte <laughs> <laughs> yes. bine! Foarte bine! Da, Mulțumim tare mult, domnul Magitoat. Marius Răguș, a, a, fost a, fost. a fost o plăcere am să se întâmple. și două ore jumătate și de-aia. <laughs> okay. Nu, nu dar trebuie să mergem la anumite locuri. Mulțumim da, mulțumesc tare mulțumesc mult. Mulțumim foarte Mie, mult Marius. că m-ați chemat și chiar să știți că eu am stat, puteam să vă scriu să mă chemați, dar am stat diniștit să-i chemați pe toți și m-am gândit că la final o să mă chemați și pe mine, când o să mai aveți și pe cine să chemați și vă mulțumesc foarte mult serios. Dar revedere. Lăsând la o parte, stați că n-a terminat. Lăsăm gluma la o parte.